Colegi, vă salut și vă rog să vă ocupați locurile. Bună ziua! Secretariatul, rog să anunțați prezența. Stimate domnule președinte al Parlamentului, stimați deputați, bună ziua! Vă anunț că la începutul ședinței de astăzi și-au înregistrat prezența 83 de deputați. 83 de deputați. Constat caracterul deliberativ al ședinței, rog să onorăm drapelul de stat. Stimați colegi, în perioada premergătoare ședinței de astăzi și-au sărbătorit zile de naștere colegii noștri. Victor Spânu, Marcela Nistor, Vitale Jacot, Artemie Catanoi și Larisa Voloc. Le dorim la mulți ani să ne fiți sănătoși. Să ne fiți sănătoși. Colegi, astăzi este o zi tristă pentru Republica Moldova. Se împlinesc 31 de ani de la războiul de pe Nistru și tot astăzi marcăm ziua memoriei și recunoștinței. Conflictul armat din 1992 a lăsat un bilanț negru în istoria țării noastre și a deschis o rană care nu se va cicatriza niciodată. Sute de polițiști, voluntari, oameni simpli din toată țara au răspuns apelului național și au mers la Nistru pentru a-și apăra patria. Din păcate, totul se întâmpla chiar în ziua în care Republica Moldova era acceptată ca membru la Organizația Națiunilor Unite. În aceste vremuri, încă o dată ne convingem cât de puternică este dragostea de țară și această dragoste a noastră ați demonstrat-o acum 31 de ani, dar și în toți acești ani. Comemorarea zilei de 2 martie ne amintește de curajul și sacrificiul vostru și plecăm capul în fața domniilor și familiilor dumneavoastră. Astăzi, de ziua memoriei și recunoștinței, transmitem cuvinte de gratitudine și onoare domnilor deputați din actuala legislatură care au participat la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Domnului Boris Marcoci, domnului Valeriu Muduc, domnului Boris Popa și domnului Vecislav Nigai. Celor trei angajați ai Secretariatului Parlamentului, domnului Iure Moscalu, domnului Pavel Botnaru și Victor Chihai. Vă mulțumim! Republica Moldova a optat și va opta pentru pace și nu vom accepta niciodată repetarea tragediei din 1992. Datoria noastră este să păstrăm cu orice preț pacea pentru care au luptat eroii noștri. Rog să ținem un minut de reculegere pentru eroii noștri.
Vă mulțumesc. Stimați colegi, avem o ordine de zi destul de încărcată. Vreau să vă rog să ne programăm și pentru ziua de mâine, pentru că nu o să reușim toate proiectele să le parcurgem astăzi. Și la ordinea de zi avem mai multe propuneri care au parvenit din partea deputaților. Începem, domnul Marian. Da, domnul președinte, vă mulțumesc. Vreau să propun să trecem pe următoarea ședință bisăptămânală, proiectul 478. De asemenea, vreau să propun să trecem pe mâine audierea raportului auditului ceea ce privește domeniul gazelor naturale, proiectul numărul 18 și proiectul numărul 30. Acestea trei să fie mâine. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. În continuare, doamna Roșca. Domn președinte, stimați colegi, din partea Comisiei Juridice, în calitate de vicepreședinte, solicit introducerea în ordinea de zi a proiectului cu numărul 35, ce ține de proiectul cu titlul de inițiativă legislativă pentru implementarea considerentelor unor hotărâri ale Curții Constituționale. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Stimați colegi, rog atenție. Supun votului completarea ordinii de zi cu proiectul 35 din 24.02.2023. Rog, inițiem procedura de vot. Proiectul 35 din 2402 este inclus în ordinea de zi cu votul la 55 de deputați. Vă mulțumesc. În continuare, domnul Trupca. Stimați domnul președinte, stimați colegi, rog excludere din ordinea de zi a proiectul numărul 322, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normativi, legea 1308 din 1997. În proiectul necesită a fi, nu reușim cu redacția finală și rugăm să o punem pentru data de 16. Și îl transferăm pe ședința următoare. Da, următoarea ședință. Mersi. Ok. 322. Da. Nu și... e nevoie de supus? E nevoie de supus? Nu. Da, nu sunt autor eu. Pentru a fi inclus în... E din partea comisiei. Ok. Ok. Bine. Și 335? Da, și de asemenea rog să excludem și 335, proiect de lege pentru modificarea legii 279 din 2017. În procedură legislativă a intrat proiectul numărul 28 din 2023, care prevede modificarea aceleiași legi la alte articole și se propune să-l comasăm ca să nu avem două proiecte legislative cu modificarea aceleiași legi. Să-l comasăm. Bine, la fel la propunerea comisiei. Da, la propunerea comisiei, evident. Am înțeles. Mersi. Domnul Groza. Mulțumesc, domnule președinte. La fel și eu solicit excluderea din ordine de zi a ședinței de astăzi, proiectul numărul 8 din 01.02.2023, ulterioară ședință. Transferul pentru următoarea ședință a proiectului numărul 8, din partea comisiei. Domnul Groză. Autor. A comisiei și în calitate de autor. Da. Transfer pe următoarea ședință. Vă mulțumesc, domnul Marian.
Da, eu îmi cer scuze. Am vrut să menționez și să propun și amânare pentru următoarea ședință bisăptămânală a proiectului de lege 16 care ține de eficiență energetică. E nevoie să finalizăm cu anumite propuneri. Deci 16 la fel pentru următoarea ședință bisăptămânală. Scuze, mersi. 16 din partea comisiei. Vă mulțumesc. Următoarea propunere va veni din partea domnului Albu. Vă rog, microfonul. Mersi. Colegi, din păcate urmărim tendința creșterii accidentelor în traficul rutier. În acest început de an, ele deja sunt mai mari comparativ cu perioada similară a anului trecut. Cu toate că legislația a fost înăsprită destul de dur, au fost considerabil mărite numărul de patrule pe drumurile naționale. Totuși suntem în situația când citim noutăți cu final tragic și care au în societate o pondere destul de mare. Eu nu doresc să exemplific aceste cazuri, pentru că tragedia acestor familii nu ar trebui să aibă o conotație politică, însă e clar că ceva nu merge bine și ar fi necesar de schimbat politicile și practicile pe segmentul dat, totuși. Deci, în acest considerent, propun să invităm ministrul de interne pentru audiere și pentru a ne prezenta informațiile ce ține de creșterea cazurilor de accidente și care este viziunea Ministerului Afacerilor Interne pentru a diminua acest procentaj destul de mare care e în creștere. Mulțumesc! Stimați colegi, rog atenție! Supun votului inițiativa prezentată de domn deputat. Rog, inițiem procedura de vot. Inițiativa a întrunit 28 de voturi, vă mulțumesc. Următoarea inițiativă va fi prezentată de domnul Nostalco. Добрый день, уважаемые коллеги. Инициатива, предложение, которое вызывает беспокойство в обществе на сегодняшний день, касательно того, что ковид не ушел, и, к сожалению, мы видим, что у нас зима продолжалась не только ростом сезонных простудных заболеваний, в особенности у детей, но и последние 3-4 недели мы фиксируем значительное увеличение случаев заболевания COVID. Приведу некоторые цифры в качестве аргументов. 6-12 февраля 1338 случаев за отчетную неделю, 7 смертей. 13-19 февраля более чем в два раза увеличение количества случаев. 2834 случая и 10 смертей. 20-26 февраля, отчетная неделя, 3702 случая, 14 смертей. Как мы видим, динамика не радует. В связи с этим было бы правильно поступить, заслушав здесь руководство Министерства здравоохранения, либо ответственных лиц в Министерстве по данному сегменту, руководителей Национального агентства общественного здравоохранения, понять ситуацию, которая сегодня происходит в реальности с ковидом, особенно в республике, с учетом того, что доходит информация о том, что все больше и больше людей заражается, больше детей поступает, понять ситуацию с обеспечением медикаментами и всех сопутствующих вещей. Прошу поддержать это предложение либо на этой неделе, завтра, либо на следующей неделе. Vă mulțumim, stimați colegi, rog atenție. Supun votului inițiativa prezentată de domnul deputat Nostalco. Rog, inițiem procedura de vot.
Inițiativa a întrunit 22 de voturi, vă mulțumesc. Următoarea inițiativă va fi prezentată de domnul Bolea. Da, mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, ceva timp în urmă, Parlamentul a operat unele modificări în hotărârea Parlamentului legat de delegațiile parlamentare Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale. În cadrul ședinței fracțiunii Blocului Comuniștilor Socialiștilor a fost prezentat în secretariat extrasul deciziei. Venim și noi cu unele modificări la hotărârea numărul 91 din 2021. A fost prezentat și un proiect de hotărâre numărul 46 din 1 martie 2023 referitor la operarea modificărilor în aceste grupuri bilaterale și delegațiile internaționale. Rugăm ca acest proiect de hotărâre să fie inclus în ordine de zi. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Stimați colegi, rog atenție. Supun votului propunerea prezentată de domn deputat Bolea privind nominalizarea în componența delegațiilor și organizațiilor parlamentare internaționale. Rog iniție în procedura de vot. Inițiativa a fost susținută de 65 de deputați. Vă mulțumesc. Domn Bătrâncea? De procedură, domn Bătrâncea? Dacă mai am, ok. Nu, alt subiect, dacă se poate. Da. Stimați colegi, este o situație deosebit de neplăcută și este o încălcare și a regulamentului Parlamentului și când suntem încă în procedură de vot, avem posibilitatea să reparăm această greșeală. Ieri la ședința biroului permanent, la solicitarea președintelui Comisiei Juridice, a fost retras din ordine zi proiectul numărul 35, ca astăzi, la propunerea vicepreședintelui Comisiei respective, acest proiect să fie introdus. Cine a propus retrage? Proiectul a fost retras de către biroul permanent, a fost aprobată ordine de zi. Colegi, în afară că proiect numărul 35 este o aberație juridică, că o lege ordinară nu poate revizui Constituția, în afară faptului că acest proiect nu a fost înțeles de către deputații, în afară faptului că mai mulți dintre dumneavoastră care sunteți juriști de meserie, înțelegeți că acest lucru este grav și pe acest motiv a fost retras ieri de către biroul permanent și astăzi ne trezim în situație când plenului se propune acest proiect, care este deosebit de important, care atinge Constituția Republicii Moldova, care atinge cetățenii Republicii Moldova și pe neconsultate, fără decizie biroului permanent, acest proiect ajunge în ordine de zi. Acest lucru este grav, vă rog să revenim la propunerea biroului permanent și să revenim în cadrul următoarei ședințe la această problemă. Ori se comite o ilegalitate. Mersi. Vă mulțumim. Următoarea propunere va fi prezentată de domnul Burdușa. Mulțumesc, domnul președinte. Stimate domnul președinte, stimați colegi, în virtutea imputării în spațiu mediatic a informațiilor care se bat cap în cap în ceea ce ține de asigurarea Republicii Moldova cu resurse energetice, și anume o să fac referire la faptul că astăzi Republica Moldova a declarat deja că pentru luna martie va face achiziții de gaze naturale de 1.011 dolari pentru 1.000 de metri cubi, în timp ce zilele trecute ESA Termoelectrica a anunțat că va face achiziții la prețul de 1.342 de dolari pentru 1.000 de metri cubi. Totodată, pe piață,
pe piața europeană, deci prețul constituie 515 dolari SUA pentru 1000 de metri cubi. De asemenea, la ziua de astăzi, chiar astăzi, a intrat în vigoare nou tarif a agentului termic, ăsta termoelectrică, de 3577 de lei, adică plus 723 de lei, ceea ce înseamnă plus 25%. În felul ăsta, desigur că și noi, deputații și cetățenii, societatea în întregime ar trebui să obțină răspunsuri la aceste prețuri care, de fapt, oscilează și au o diferență destul de mare între ele. În felul ăsta solicităm ca să fie audiat domnul Parlikov, domnul ministru Parlikov, ministrul energeticii și Consiliul ANRE pentru a obține răspuns la toate aceste întrebări. Mulțumesc! Rog atenție, stimați colegi, supun votului propunerea înaintată de domnul deputat Burduja. Rog, inițiem procedura de vot. Inițiativa domnului deputat a fost susținută de 25 de deputați. Vă mulțumesc. Și ultima propunere, domnul Voronin. Da, mulțumesc. În ordine de zi a Parlamentului, deja în proiectul ordine de zi, este introdus declarația fracțiunii PAS referitor la pace, stabilitate, garanții suverenității, integrității teritoriale. Este foarte la timp acest lucru propus, pentru că astăzi, într-adevăr, este o zi tragică pentru Moldova și o zi care noi trebuie să luăm în considerare ceea ce s-a întâmplat și să nu se repete niciodată. Dar eu am o propunere care, de fapt, are două componente. Prima, noi am propune din partea blocului, am consultat această problemă cu blocul comuniștilor socialiști, am propune ca să fie creată o comisie mixtă în Parlament și din partea fracțiunii PAS și a blocului, și să elaborăm o declarație comună pe care să o votăm tot Parlamentul integral. Să arătăm că noi, în fața acestor primejde care stăm în fața Moldovei, suntem toți uniți și avem aceeași opinie și o să luptăm pentru aceea că nu se întâmple ceva mai tragic cum a fost în 2 martie 91. Noi avem și proiectul nostru de declarație a blocului. Dacă dumneavoastră, colegii din PAS, nu sunteți de acord pentru a crea acest grup mixt de elaborat o unică declarație și să o votăm toți împreună. Iacă încercă să stă propunerea blocului. Domnul președinte, rog să votăm pentru aceasta. Deci, domnul președinte, eu ca să înțeleg, propunerea este de introducere în ordine de zi a proiectului 42, da? Asta. Dacă se creează comisia aceasta mixtă, noi proiectul acesta și dumneavoastră PAS, retrageți proiectele dumneavoastră și noi creăm atunci un grup care elaborează o declarație nouă pentru a ne uni pe noi toți împreună să votăm această declarație. Noi dorim să o votăm, dar trebuie să o elaborăm împreună. Deci dacă noi retragem, dumneavoastră înaintați. Da. Condiționalitățile nu prea merg. Deci propunerea dumneavoastră, eu citesc și este aici și pun la vot asta. Deci de a completa ordinea de zi cu proiectul 42. Asta e la dumneavoastră. Negru pe alb. Da? Domnul președinte. Asta a fost scris ieri.
Am înțeles. Dar astăzi noi ne-am consultat și completăm propunerea noastră ca să ne unim toți împreună și să votăm. Noi doar suntem parlament ales de întregul popor. Muri, și ne divizăm noi? Care, pe care criterii în situația aceasta complicată noi trebuie să ne divizăm? Din potrivă, trebuie să ne unim toți împreună. Colegi, rog atenție, supun votului, propune domn Bătrânce. Stimați colegi, ca să fie clar, există declarația propusă de PAS. Am înregistrat ieri o declarație privind garanțiile de pace, garanțiile respectării suverenității țării. Și este o declarație, cum mulți din dumneavoastră ați știut și ați văzut, că este un document echilibrat, un document bine gândit și care este în totală corespundere cu așteptările cetățenilor Republicii Moldova. Propunem includerea și acestei declarații, după care se creează comisie și se elaborează un text nou. Dacă primul pas este necesar de a include și proiectul declarației propuse de noi. Repet, este un document echilibrat, care este în corespundere cu interesele Republicii Moldova. Mersi. Deci, ca să înțeleg, dumneavoastră vreți dumneavoastră să retragem proiectul... Așa cum e în text. Ok, deci eu, haideți, nu ne mai chinuim. Supunem votului și votul să decidă. Deci supun votului propunerea parvenită din partea domnului deputat Voronin. Rog, iniție în procedura de vot. Propunerea domnului deputat a întrunit 25 de voturi. Vă mulțumesc. Domnul Novac, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Noi am vrut să fim și corecți față de toți și domnul Voronin a vociferat anumite propuneri vis-a-vis de declarația pe care am înaintat-o noi. Intuind că așa au să procedați, am venit cu altă propunere ca să creăm o comisie comună, să elaborăm o declarație comună care ar fi în interesele Republicii Moldova. Cu păreri de rău, nici nu ați dorit măcar să supuneți dezbaterilor această declarație pe care are și ea dreptul la viață. O declarație care este una echilibrată, o declarație care împărtășesc majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, o declarație care cheamă la calm, la liniște, la pace în societate. Știți ce ați vociferat inclusiv și dumneavoastră la început ședințele, domnule președinte, că o declarație care vine să nu mai admită pe viitor evenimente tragice în istoria Republicii Moldova. Această declarație care este în spiritul constituțional al Republicii Moldova ar liniști cumva cetățenii Republicii Moldova. Dar cu regret, dacă nici măcar nu doriți să supunem dezbaterilor, măcar să o discutăm, ceea ce este în mod normal și firesc în Parlamentul Republicii Moldova să se întâmple, noi, în acest caz, vrem să mergem în fața cetățenilor, la presă, să măcar să-i dăm citire, măcar să cunoască cetățenii Republicii Moldova despre ce este vorba. Și cu regret constatăm că opoziția, din nou, chiar și la așa momente sensibile, nu este auzită. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am citit atent declarația dumneavoastră. Știți ce n-am găsit eu acolo? Un lucru tare important. Eu n-am găsit acolo retragerea armatei care se află ilegal pe teritoriul nostru. Eu n-am găsit acolo retragerea muniților care se află. Eu n-am găsit o condamnare a faptului că zboară rachetele prin spațiul nostru. Iată, când o să aveți maturitatea și o să spuneți lucruri pe nume, eu am să cred în intențiile voastre. Dar deocamdată
fățărnicie. Colegi, alte propuneri nu sunt, de aceea rog să supun votului ordinea de zi cu modificările operate. Rog, inițiem procedura de vot. Ordinea de zi a fost susținută de 53 de deputați. Vă mulțumesc. Stimați colegi, propun să trecem la ordinea de zi propriu-zisă și să începem cu... Da, domn Cănățui. Microfonul, domn. Considerați, vă rog, votul pentru stenogramă. Totuși, nu-i bună ideea cu ședințele odată la două săptămâni, ni dizvățăm a... E bună? 54. Bun. Stimați colegi, propun să începem cu proiectul 33 din 24.02.2023, proiectul de hotărâre pentru aprobarea declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, semnat de un grup de deputați, prezintă domn deputat Oazu Nantoi. Vă invit la tribuna centrală. Onorat Parlament, stimate domnule președinte, propun atenția dumneavoastră textul declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei. Pornind de la dispozițiile Constituției Republicii Moldova, conform cărora Republica Moldova este un stat suveran și independent, unitar și indivizibil, reconfirmând atașamentul față de principiile și normele general recunoscute ale dreptului internațional, subliniind necesitatea și importanța consolidării capacităților de asigurare a securității naționale a Republicii Moldova ca element indispensabil pentru securitatea regională, conștientizând că protejarea securității și a intereselor naționale ale Republicii Moldova, inclusiv contracararea întregului spectru de amenințări ale războiului hibrid și riscuri la adresa securității acesteia, constituie o prioritate absolută și unul dintre pilonii asigurării suveranității și a independenței statului, Parlamentul Republicii Moldova constată că Federația Rusă, din februarie 2014, poartă un război de agresiune ilegal, neprovocat și nejustificat împotriva Ucrainei, amplificat la 24 februarie 2022 printr-o invazie la scară largă pe teritoriul Ucrainei. Constată că acest act de agresiune fățișă
reprezintă o încălcare flagrantă și gravă a principiilor dreptului internațional și a angajamentelor internaționale asumate de Federația Rusă, prevăzute inclusiv de Carta ONU, actul final al CSCE de la Helsinki, Carta de la Paris pentru o nouă Europa, memorandumul de la Budapesta din 1994 și de actul fondator NATO-Rusia. Condamnă brutalitatea războiului de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, manifestat prin efectuarea de către forțele armate ale Federației Rusă atacurilor asupra cartierilor rezidențiale și a infrastructurii civile, comiterea de către forțele armate ruse a atrocităților în orașele Bucha, Irpin și alte localități ucrainene în timpul ocupației ruse, uciderea miilor de civili, inclusiv copii, torturarea, hărțuirea sexuală, răpirea și strămutarea forțată pe teritoriul Federației Rusă a cetățenilor ucraineni. Acestea constituie crime de război și o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar de către militarii ruși și a coaliției lor. Reconfirmă sprijinul ferm pentru independență, suveranitate și integritate teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional, exprimându-și solidaritate cu poporul Ucrainei și aducând omagiu celor care și-au sacrificat viața în apărarea Ucrainei. Respinge tentativa de anexare ilegală prin forță militară a regiunilor ucrainene parțial ocupate, Lugansk, Donetsk, Zaporojia și Herson, la 30 septembrie 2022. Declară ca fiind inacceptabile argumentele cinice și false la care recurge Federația Rusă în încercarea de a justifica războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Or, negarea existenței națiunii ucrainene, de rând cu atrocitățile comise de militarii ruși, demonstrează intenția de lichidare a statului și de genocid al poporului ucrainean. Condamnă, în termenii cei mai fermi, războiul de agresiune al Federației Rusă împotriva Ucrainei și solicită Federației Rusă să înceteze imediat toate activitățile militare în Ucraina și să retragă necondiționat toate forțele și echipamentele militare de pe întreg teritoriu cunoscut la nivel internațional al Ucrainei. Susține eforturile comunității statelor democratice de a institui un tribunal special pentru crimă de agresiune împotriva Ucrainei, stabilirea răspunderii pentru crime de război și pentru toate încălcările dreptului internațional umanitar comise de Federația Rusă și a coaliției sale în Ucraina, începând cu februarie 2014. Confirmă disponibilitatea autorităților Republicii Moldova de a acorda și în continuare asistență umanitară posibilă și ajutor necesar locuitorilor Ucrainei care sunt în căutarea unui refugiu din cauza războiului. Reiterează disponibilitatea Republicii Moldova de a continua să faciliteze tranzitul de mărfuri din spre Ucraina în contextul funcționării coridoarelor de solidaritate. Susține formula păcii propusă de președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky și consideră că implementarea acesteia va contribui la reconstrucția Ucrainei și la stabilitate în regiune. Subliniază că, în concordanță cu Carta ONU și cu principiile dreptului internațional, în relațiile lor internaționale, toate statele se bucură de egalitate suverană și trebuie să se abțină de la amenințări sau de la folosirea forței împotriva integrității teritoriale sau independenței politice a oricărui stat. Lansează apel la unitate, vigilență și responsabilitate către toți cetățenii Republicii Moldova care doresc pace și libertate pentru Republica Moldova. Vă mulțumesc. Probabil colegii noștri care au plecat din sală nu se încadrează în această categorie de cetățeni capabili să manifeste unitate, vigilență și responsabilitate. Mulțumesc. Vă mulțumim. Domnul Nantoi, sunt întrebări. Domnul Car, vă rog. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Deci eu am o propunere de a face o modificare în textul, aici, de a face o modificare în textul, deci declarației.
și anume condamnă cu brutalitate războiul de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, manifestate prin efectuarea de către forțele armate ale Federației Ruse atacurilor asupra. Deci până la ajungem la tortură și hărțuire sexuală. Deci în loc de hărțuire sexuală propun violență sexuală, pentru că prin termenul hărțuire sexuală se diminuează de fapt gravitatea atrocităților care au fost comise, deci în Irpin, Bucea, și sunt peste 100 de cazuri care au fost documentate de către Organizația Națiunilor Unite de violență sexuală. Deci eu să propuneți, vă rog, spre vot, să înlocuim în loc de hărțuire sexuală, sintagma violență sexuală. Mersi mult. Păi asta... Acceptă? Da. Sau hărțuire și, da. Și violență sexuală. Da, evident. Da. Mersi mult. Procedural, autorul dacă acceptă, da, e suficient sau să punem votul? E suficient să accepte autorul. Da. Alte propuneri? Alte întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Autorul a acceptat propunerea prezentată de domnul Carp. Stimați colegi, alte propuneri nu sunt. Sunt luări de cuvânt. Primul este domnul Eugen Sinchevici, vă rog. Буча, Изюм, два небольших городка, которые видели лицо русской оккупации. До сих пор там находят братские мобилы с останками украинцев. На многих из них следы пытков. Я вырос в семье, которая говорит по-русски. Мой отец родился в России, моя мать родилась в Украине, и я тут, в Молдове. Все мы страны, которые были в бывшем Советском Союзе, жили в мире. У нас был это преимущество, что мы могли говорить по-русски, мы могли понимать друг друга и развиваться как-то вместе экономически. Но потом вдруг Путин решил начать бессмысленную кровавую войну. Вначале он вторгся в Грузию, потом в Украину. Потом он снова вошел в Украину с еще более кровавой войной. И что он от этого получил? И зачем он это сделал? По словам пропагандистов, он начал эту войну, потому что 8 лет в Украине была война. Но даже если мы возьмем официальную статистику самопровозглашенной Донецкой и Луганской истории, за весь период этих 8 лет погибли где-то 20 человек по их самопровозглашенным республикам, по их цифрам. Поэтому это сразу непонятно, откуда приходит этот аргумент. Следующий аргумент в том, что украинцы сами обстреливают свои территории. Но почему украинцы раньше не обстреливали Мариуполь или Харьков? Почему он сейчас взял и без мотив вторгнулся на территорию другого государства? Пропагандисты также говорят, что они хотят убрать нацизм с Украины. Но какой смысл в этом, если Зеленский еврей? И сейчас... Все эти причины, почему они начали войну, меняются каждый септемен, каждую неделю. Каждую неделю они уже говорят, что биолабораторию, что воюют против НАТО, воюют против ЛГБТ. Но а если мы поймем, что по-настоящему происходит? А происходит то, что тысячи людей умирают. Умирают дети, люди живут в окопах, и каждый день они слышат сирены. Путин, как военный преступник, обстреливает гражданские и цивильные объекты по всей Украине. Люди умирают, и больше никогда мы не сможем вернуться к той ситуации, которая была до войны. Эта декларация, которую мы сейчас проголосуем, она не для России. Мы не сможем убедить этой декларации Путина закончить эту кровавую войну. У Путина в России есть люди, которые до сих пор ходят в туалет на улице, у которых до сих пор нет газа. Поэтому его жители, собственно, не могут его убедить прекратить войну. Поэтому нет никаких надежд, что мы сможем. Но то, что мы сможем сделать с этой декларацией, это показать, на чьей стороне историю Молдова. Я думаю, что мы не хотим быть на стороне убийц, на стороне насильников, на стороне тех, кто производит преступления против человечества. Мы хотим быть на стороне добра,
на стороне света и показать всем, всему миру, что Молдова на стороне добра. Я призываю каждого из нас, и мне очень обидно, что наши коллеги из оппозиции выбрали уйти сейчас. Потому что я думаю, что этот шанс показать объединение всего нашего гражданского общества, даже если у нас разные политические мнения, может быть, социалисты думают, что нужно больше, чтобы государство было. Может быть, мы более правого взгляда. Но это шанс показать, что помимо наших политических разногласий, мы все прежде всего люди. Прежде всего мы за добро, и прежде всего мы хотим, чтобы эта война закончилась. А эта война никогда не закончится без того, чтобы Украина победила. Так что я всех хочу призвать проголосовать за эту декларацию. Я, конечно, хочу, чтобы и наши коллеги из оппозиции вернулись и проголосовали за. И слава Украине! Vă mulțumesc frumos. Îl invit la tribuna centrală pe doamna deputat Pancu. Onorat domn președinte al Parlamentului Republicii Moldova, stimați deputați și dragi cetățeni, astăzi se împlinesc 31 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru. Acest război a lăsat în urmă sute de vieți pierdute, mii de oameni răniți, vise spulberate și amintiri amare. Evenimentele din ziua de 2 martie 1992 le țin minte de parcă s-au întâmplat ieri. Aceste memorii rămân mereu vii. Aflându-mi în satul natal Copanca, însărcinată și la braț cu un copil mic, am fost cutremurată de zgomotul acestui război. La doar câțiva kilometri departare, soldații și polițiștii noștri luptau pentru integritatea teritorială acestui stat. Și astăzi am văzut acești bravi luptători, la maica îndurerată, cu lacrimi în ochi, unde m-a făcut și pe mine să lăcrămez. În acest sens, vreau să vă mulțumesc, stimați luptători, să vă transmit curajul pe care mi l-ați trimis în 1992, când m-ați ajutat printre gloanțe să trec prin Căușeni să ajung la Chișinău. Fiți puternici, sănătoși, plini de viață și optimiști. După cum vă știu, și noi, la rândul nostru, vom face totul ca să vă știm bine și în pace. Slavă eroilor care au stat la straja țării. Din păcate, cuvântul război îl auzim și astăzi, zilnic, în țara vecină au lupte permanente în care suferă cei nevinovați. Printre ei sunt și rudele și prietenii noștri. Martorii acestui război sunt și rudele mele din Donbas și orașele apropiate, mai ales în orașul Constantinovca, unde mi-am petrecut copilăria în vacanțele de școală. Și cu care, după mult timp, deja nu mai reușesc ca să fac legătură. Și iată că s-a împlinit un an de la începerea războiului din Ucraina. Un an de frică, nesiguranță și oroare. Ceea ce se întâmplă în statul vecin nu poate fi bine și nu ne poate lăsa reci. De altfel, cu un an în urmă am fost martorii la o mobilizare extraordinară cetățenilor noștri în a ajuta refugiații din Ucraina. Am petrecut împreună zile și nopți, întregi, în centrele de refugiați, unde am ascultat mărturii dureroase ale victimilor ororilor din Ucraina. Așadar, am condamnat acest război de la începuturi și vom continua să condamnăm orice crimă făcută împotriva umanității. Pledăm pentru încetarea acțiunilor de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei. Noi ne dorim pace acasă, în țară și în toată lumea.
Slava Ucrainei! Mulțumim frumos! În continuare, domnul Adrian Cheptănar, vă rog. Dragi colegi, o să vă spun sincer, eu consider că declarația noastră este destul de blândă față de ceea ce a făcut, ceea ce face de fapt Federația Rusă în Ucraina. Trebuie să recunoaștem, Federația Rusă sub conducerea piticului Putin este astăzi un stat terorist. Soldați care vin și omoară, violează, fură, bombardează școli, grădinițe, spitale, infrastructură energetică, sperând să facă ca milioane de oameni din Ucraina să înghețe și să cedeze în acest război de apărare a patriei lor, este nimic altceva decât genocid. Dacă Putin și-ar investi banii pe care îi cheltuie în război ca să le cumpere soldaților lui comoditățile de care au nevoie acasă, poate aceștia nu s-ar manifesta în Ucraina prin furturi de vase de veceu și mașini de spălat. Dar eu vreau astăzi, stimați cetățeni, să vă relatez despre un parcurs al Federației Ruse în tentativele lor de a destabiliza situația în Republica Moldova și a răsturna mai multe guvernări. 1992 a fost primul atac sângeros a rușilor împotriva Republicii Moldova. Acest război, pornit de ruși, nu de separatiști etnici moldoveni, a transformat Nistru într-un râu de sânge și gloanțe. Ulterior, în 2003, a venit Federația Rusă cu acel plan COZAC. Domnul președinte de atunci, Vladimir Voronin, a refuzat într-o ultimă clipă să semneze, cunoaștem că Putin se îndrepta spre avion și s-a întors înapoi din drum, a refuzat să semneze planul COZAC. Ulterior, primele alegeri după acel eveniment au fost în 2005 și în 2005 rușii au încercat să răstoarne regimul constituțional și să-l înlăture pe Voronin de la putere. Atunci a avut loc o operațiune diversionistă de răsturnare a guvernării și eu vreau să vorbesc despre ea. În 2005 eu eram un tânăr ofițer al Serviciului de Informații și Securitate, am participat la operațiunea de curmare a acestei diversiuni rusești și pot să vă vorbesc din experiență proprie. Deci 30 de ofițeri GRU, tehnologi politici ruși, au venit în Republica Moldova în 2005, cu câteva luni înainte de alegeri, și au început să pregătească terenul pentru a răsturna guvernarea și a deturna alegerile. Au desfășurat campanii de intimidare a liderilor politici care aveau alte viziuni care nu erau conforme așteptărilor Moscovei, au desfășurat operațiuni de discreditare a acestor lideri. Rușii au adus din Moscova tehnică de interceptare a convorbirilor telefonice care au fost instalate aici în Chișinău. Erau interceptate convorbirile liderilor politici care nu se aliniau intereselor Moscovei. În 17 februarie 2005 a avut loc o operațiune a Serviciului de Informații și Securitate și Ministerul Afacerilor Interne de curmare a acestui atac a rușilor asupra democrației din Republica Moldova. Am participat și eu în această operațiune și pot să vă spun că în toate raioanele țării au fost reținuți circa 30 de cetățeni ruși. Ei, deci practic, eu am participat la operațiune în Călăraș, era o doamnă din Federația Rusă care avea la ea geantă cu dolari americani. Este prima dată și unica mea dată în viață când am văzut o cantitate atât de mare de
de bani. Lucrau pentru ea în Călăraș circa 20 de cetățeni moldoveni care erau angajați și plătiți. În aceeași zi, dimineață, a fost stopat un tren, deci trenul Moscova-Chișinău a fost stopat la intrarea în țară. Trenul era plin de persoane de constituție sportivă, diversioniști ruși, care au fost toți mutați în câteva vagoane. Acele vagoane au fost dezmembrate de la garnitura trenului, au fost înconjurate de ofițeri luptători ai Republicii Moldova, seara a fost atașată înapoi la tren și au fost trimiși în Federația Rusă. La fel, în acele zile au fost stopate mai multe autocare pline, la fel, de persoane diversioniști, persoane de constituție sportivă care veneau în Republica Moldova pentru a pregăti terenul ca să facă dezordine în masă. Da? Acel lucru nu le-a reușit pentru că în 2005 Serviciul de Informații și Securitate și MAI au reușit să deconspire și să lupte împotriva acestei operațiuni. Mai târziu, în 2014, în timp ce în Ucraina se începea prima fază a războiului, când a fost ruptă Crimeea și au început evenimentele sângeroase din regiunea Donbas, în Republica Moldova, Moscova a început să facă exact același tip de operațiune specific ei. Ei au încercat să facă o conexiune între UTA Găgăuzia și proiectul lor Novorosia. Dacă țineți minte, în Odessa la fel au avut loc provocări sângeroase organizate de către Kremlin. S-a încercat această deturnare și în UTA Găgăuzia. În Găgăuzia a fost fondată o așa zisă gardă populară pe modelul la așa zișii opolcenți, cum erau creați în Ucraina. În mai, sub egida FSB și GRU, a fost fondat un centru de pregătire militară a etnicilor găgăuși în Federația Rusă. Acolo au avut loc pregătiri, deci tinerii noștri moldoveni, cetățeni moldoveni de etnie găgăuzi, erau antrenați pentru pregătirii de foc, pregătirii de asalt, lupte de stradă, construirii de baricade. Atunci, la fel, datorită unor acțiuni specifice care nu au fost comunicate public, dar și datorită faptului că Ucraina a rezistat și în Odessa nu a existat acea aprindere a războiului, Republica Moldova, la fel, a rezistat. Dar Federația Rusă și în 2014 a încercat să declanșeze evenimente sângeroase în Republica Moldova. 2022, gruparea criminală Shor este la fel folosită din nou de către Kremlin ca să răstoarne o rânduire constituțională în Republica Moldova. Mii de oameni sunt plătiți cu sume de la 200 la 500 de lei pe zi pentru a participa la proteste pentru idei care lor nu le aparțineau. Oamenii veneau nu să protesteze, dar să-și facă banii pe care îi plăteau ușor. Tineri sportivi la fel erau plătiți ca să vină și să încerce să deturneze situația înspre violențe. Iarăși, o să repet că datorită acțiunilor organelor de drept ale Republicii Moldova, care au avut verticalitate, această operațiune nu au reușit. Au fost efectuate zeci de percheziții, au fost reținute zeci de persoane și scenariul acesta nu a reușit. Mai nou, în această iarnă, gruparea criminală Shor iarăși încearcă, la interesele și la indicația Kremlinului, să răstoarne o rânduire constituțională în Republica Moldova. Ține minte cum recent o galerie sportivă cu antecedente violente în mai multe state balcanice i s-a interzis intrarea în Republica Moldova. Vreau să vă comunic că nu doar acea galerie sportivă, iarăși zeci de cetățeni străini cu constituție atletică care nu puteau motiva necesitatea stringentă a intrării pe teritoriul Republicii Moldova au fost întoarse de la hotarele Republicii Moldova. Vom rezista și de data asta și eu îndemn cetățenii să nu să se lase provocați, să nu accepte bani
pentru a participa la proteste pentru idei străine lor. Dragi cetățeni, Republica Moldova va rezista, eu vreau să îndemn oamenii noștri să aibă încredere în autorități. Iar Federația Rusă va pierde acest război sângeros pe care l-a declanșat, război neprovocat, iar Ucraina și lumea liberă va învinge. Slavă Ucrainei! Vă mulțumesc. În continuare, doamna Coșeru. Stimați colegi, stimați domnule președinte, în contextul propunerii declarației din partea colegului nostru, domnul Nantoi, aș vrea să mă adresez poporului ucrainean cu un scurt mesaj de la tribuna Parlamentului. Через рік після початку війни в Україні ми всі можемо твердо сказати, що в 21-му столітті немає місця агресії та військовим нападам однієї нації на іншу. Україна бореться не лише за свій суверенітет, Україна бореться за європейські демократичні цінності та принципи, за мирну, об'єднану Європу, за інвестиції в якість життя людей, а не за зброю масового знищення. Україна бореться за і в ім'я цивілізованого світу. Ми усвідомлюємо, що героїзм українського народу забезпечив мир і в нашій країні. У хвилині жаху Молдова відкрила свої обійми мирному населенню України. І сьогодні вона приймає у себе жінок, дітей та літніх. Ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати з усією рішучістю територіальну цілісність України. Російська Федерація розпочала війну військовими діями, розпочатими 24 лютого 2022 року в Україні, а набагато раніше – через інформаційну війну, маніпуляції та пропаганду. Використовуючи при цьому інструменти корупції, відмивання грошей олігархів та кримінальних структур. Переконання, що це вдасться і з цього разу. А європейський континент сказав твердо «ні» і повністю підтримував Україну зброєю, фінансовою та гуманітарною допомогою. Мої рідні з України, ми з вами, ми бачимо і знаємо, як героїчно бореться народ України за незалежність усієї Європи. І лише разом ми зможемо зупинити цю кровопролітну та нещадну війну. Слава Україні! Фінал, домну Карп. Домнилор și domnilor, dragi cetățeni, ситуація este una complicată în general geopolitică în care se află în sud-estul Europei, dar noi am avut de trecut prin acest chin sau calvar pe care îl trece Ucraina, clar că nu în așa proporții, mult mai devreme. Ca noi să înțelegem care este sensul acestei declarații, sensul declarației este că Moldova vrea pace. În condițiile în care pe parcursul la 30 de ani de zile Federația Rusă a încercat să mențină în zonă de influență tot spațiul ex-sovietic pe care îl consideră ca zona lor, în care ei pot să facă ce doresc, popoarele în mintea lor nu au dreptul la libertate. În mintea lor, toți trebuie să-și ceară voie despre felul cu cine să prietenească, ce trebuie să facă, cum trebuie să facă. Și atunci când văd că popoarele care au simțit libertatea întreprind alte acțiuni care nu sunt coordonate, așa cum consideră ei de cuvință, de ce întreprind diferite măsuri împotriva libertăților? Hai să le amintim așa pe rând. Deci noi, probabil, lumea nu ar fi ajuns la război din 24 februarie 2022 dacă lumea ar fi înțeles, da, cine sau ce este regimul de la Kremlin. Pentru că nu e vorba de un singur om, e vorba de un regim întreg, da, care s-a instaurat acolo și toți împreună, să nu credeți că problema este în unul singur. Și dacă lumea ar fi reacționat, deci la războiul din Karabahul, din munte, dacă lumea ar fi reacționat în 92 și ar fi fost așa de uniți războiul din
de pe Nistru, în care au murit părinții noștri încolo, rudele noastre, deci care au murit, nu mai vorbim de cei care și-au lăsat casa, câteva zeci de mii, aproape 100 de mii. Dacă lumea ar fi vorbit despre războiul din Abhazia, Osetia, da, dacă s-ar fi înțeles în ultimă instanță de anul 2014, când a fost anexată Crimeea, că nu se va opri la acest lucru. Dacă lumea ar fi vorbit despre atrocitățile care au fost făcute la Groznei, noi astăzi nu poate, astăzi lumea ar fi arătat altfel. Noi despre asta vorbim. Iar declarația pe care noi astăzi trebuie să o votăm aici în Parlament vine să vorbească despre lumea liberă, despre felul, despre cum oamenii trebuie să trăiască liberi și nimeni nu poate să le dicteze. Nimeni nu este în drept să dicteze despre unui popor despre felul cum trebuie. Ceea ce ne dorim noi este că acest război să se oprească. Pentru că noi ne dorim să trăim, mai bine zis, în pace în această zonă. Iar pentru a trăi în pace, trebuie să înceteze câteva lucruri să le facă neprietenii noștri în această regiune. Unu, să înceteze cu războiul hibrid propriu-zis. Aici vorbim despre dezinformare. Să înceteze, să pompeze sute de mii și milioane de dolari în diferiți agenți de influență. Să înceteze prin diferite offshore-uri, da, să întreține televiziunea Republica Moldova. Să înceteze prin diferiți oligarhi care au furat și au sărăcit Republica Moldova, da, să încearcă să destabilizeze situația, deci propriu-zisă. Iar mai nou, acest atac informațional care este făcut, este să vedem despre felul că în stânga Nistru s-ar pregăti ceva, despre felul că Ucraina pregătește ceva, despre felul că noi pregătim ceva. Obiectivul lor este teroarea informațională. Deci asta este obiectivul. Pentru că dacă bagi frica într-un popor, acest popor, deci, încetează să se mai dezvolte. Încearcă să ne stoarcă de toate resursele pe care noi le avem, iar cel mai mult încearcă să ne stoarcă de mândria noastră. Deci, estimați prieteni, noi, de fapt, această declarație este despre felul în care partea lumii noi ne poziționăm. Ne poziționăm de partea lumii bune, care condamnă de războiul și orice acțiune de război și de violență, sau tăcem mâl și încercăm să mimăm o declarație pentru a nu arăta faptul că ei sunt sau sunt satrapii regimului de la Kremlin aici în Republica Moldova, așa cum au făcut-o colegii de la BEX. Da? Pentru a-și putea acoperi tecălușia lor, spune, noi venim cu declarații care nu vorbesc deloc despre tot ce se întâmplă la Bucea, la Irpen, ce s-a întâmplat, la Mariupol, nu se știe ce a fost acolo. Despre asta trebuie să vorbim. Ori ești de partea lumii care condamnă războiul, ori ești de partea celor care susții războiul. Prin votul acestei declarații, noi suntem de partea lumii care condamnă războiul. Noi suntem pentru pace, slavă eroilor Republicii Moldova, care în 92 s-au jertfit pe altarul libertății și slavă celor care astăzi luptă pentru libertatea Ucrainei. Vă mulțumim frumos. Acestea au fost luările de cuvânt. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Stimați colegi, supun votului proiectul 33 din 24.02.2022. Proiect de hotărâre pentru aprobarea declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, declarația Parlamentului Republicii Moldova cu privire la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, susținută cu votul a 55 de deputați. Vă mulțumesc. Următorul proiect propus atenției dumneavoastră este proiectul 360
79 din 07-10-2022, proiectul de lege privind modificarea articolului 2 din legea 122 din 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație. Prezintă domnul deputat Boris Marcuci. Vă invit la tribuna centrală. Mulțumesc, domnul președinte. Stimați deputați, proiectul de lege 379 este privind modificarea articolului 2 din legea 121 din 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a categoriilor de populație. Articolul 2 din legea 121-2001 cu privire la protecție socială suplimentară a unor categorii de populație se modifică următoarele aliniate. Articolul 2, aliniatul 1, punctul 1. Persoanelor cu dizabilități de pe urma celor de-al doilea război mondial, cu dizabilități severe, cu dizabilități accentuate, cu dizabilități medii. 250 de lei se adaugă în fiecare lună. Punctul 1 strich. Persoanelor cu dizabilități de pe urma acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova și persoanelor care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma participării la lichidarea consecințelor avarii de la Cernobâl. Articolul 2, aliniatul 1, punctul 3. Soților, supraviețuitorilor și participanților la cel de-al doilea război mondial sau la acțiune de luptă în timp de pace, căzuți la datorie sau ai participanților la lichidarea consecințelor avarii de la Cernobâl, decedați sau ai persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului decedate. Articolul 2, aliniatul 1, punct 4. Copiilor persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului decedate copiilor participanților la lichidarea consecințelor avarii Cernobâl, decedați până la atingerea vârstei de 18 ani sau după această vârstă, dacă își continuă studiile în instituțiile de învățământ, la cursurile de zi, până la terminarea studiilor. Articolul 2, aliniatul 1, punct 5. Unuia din părinții participanților la acțiune de luptă în timp de pace sau la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, căzuți la datorie sau decedați în timpul îndeplinirii obligațiunii serviciu militar în termen în rândurile armatei sovietice sau ale armatei naționale. Articolul 2, aliniatul 1, punct 6. Persoanelor decorate cu ordine și medalii pentru muncă în serviciu militar impecabil în spatele frontului în anii celui de-al doilea război mondial. Articolul 2, aliniatul 1, punct 7. Participanților la acțiune de luptă din Afganistan, precum la acțiunile de luptă de pe teritoriile altor state, participanților la avariile la Cernobâl. Articolul 2, aliniatul 1, punct 8. Participanților la acțiune de luptă pentru apărare, integritatea teritorială și a independenței Republicii Moldova. Stimați veterani, astăzi, în Parlamentul Republicii Moldova, vom vota ca fiecare din dumneavoastră să aveți plus la indemnizația care aveți 750, 250 de lei. Proiectul de lege va intra la 1 aprilie 2023. Mulțumesc! Vă mulțumim, stimați colegi. Întrebări? Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Raportul comisiei, domnul Perciun. Stimați colegi, comisia a examinat prezent proiect de lege și cu majoritatea voturilor membrilor comisiei propune să fie votat în prima lectură. Mersi. Vă mulțumesc, stimați colegi, întrebări la raport? Întrebări nu sunt. Avem o luare de cuvânt, domnul Marcuci, vă rog.
Mulți stimați președinte, stimați deputați, dragi veterani, la 2 martie 1992, în raioanele de est a Republicii Moldova, a început un conflict armat, neprovocat, care continua să fie o pagină neagră a istoriei noastre. Și cel mai regretabil pentru cetățenii Republicii Moldova este că, în scurt timp, acest conflict s-a transformat în unul înghețat prin care Federația Rusă își exercită influența și presiunea geopolitică de astăzi în regiune. Domnilor deputați, astăzi marcăm și comemorăm a 31-a aniversare de la declanșarea conflictului armat de pe Nistru. Un război care statul Republica Moldova a încercat să-și apere independența, integritatea Republicii noastre și teritoriale. Această pagină subră de Republica Moldova 2 martie 1992 este considerată oficial ziua în care a început războiul de la Nistru și au avut loc primele ciocniri armate dintre forțele de poliție moldovenești și formațiunile militare ale regiunii separatiste, care au avut loc încă la sfârșitul 1991. Nu putem uita sfârșitul anului 1991 în decembrie, când comisariatul Dubăsari a fost luat cu asalt de mercenarii din Transnistria. Atunci a fost dat comanda ca un autobuz de polițiști să plece la Dubăsari, să poată relua înapoi comisariatul. Dar ei au fost întâmpinați cu focuri de mitraliere și, desigur, au decedat 3 bravi polițiști în 1991. Așa că primele însângerări ale Republica Moldova a fost în 1991. Stimați veterani, dragi cetățeni a Republicii Moldova, astăzi, când marcăm 31 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru și ne aducem aminte de toate acele evenimente tragice care s-au petrecut, trebuie să spunem direct și deschis că acest război a început odată cu implicarea Armatei a 14-a, care dreptat mai întâi prin sprijin logistic și apoi s-au făcut diferite batalioane care au luptat împotriva, desigur, autorităților Republicii Moldova. După 2 martie a început și mai intensiv formarea batalioanelor transnistriene, iar apogeul războiului cu aplicarea tancurilor la 19 mai la Coșnița, 19 iunie la Tighina, care au fost trase din tancuri chiar pe blindatele noastre și pe viețile omenești. Atunci, din cetatea Tighina, au fost împușcați 30 de persoane care au luptat la podul de la Tighina. Bravo eroului Carasiov, care atunci, împreună cu batalionul numărul 1, a făcut tot posibil ca aceste tancuri primele să fie nimicite. Primele 3 tancuri au fost nimicite de locotenent colonel Cecărdari, colonel pe vremea aceea Carasiov. Din faza care a început în Tighina, putem considera că a fost război sub toate aspectele în care au fost atunci. Doamnelor și domnilor deputați, astăzi, după 31 de ani, din păcate, la hotarul Republicii Moldova, avem un război. O presiune a Federației Rusie în țara vecină, în Ucraina, unde tunurile răsună, rachetele explodează aproape de noi. Iar noi, din nou, am ajuns să ne întrebăm în ce măsură putem să ne apărăm și ce să facem dezinformărilor și manipulărilor ce au loc în fiecare zi din partea Federației Rusiei. Republica Moldova este o țară pașnică și întotdeauna a urmărit soluționarea problemei transnistrene doar pe cale pașnică. Și trebuie să facem tot posibilul ca să nu mai repetăm niciodată ceea ce a fost cu 31 de ani în urmă. Este important ca noile generații să cunoască ce s-a întâmplat în 1992 la Nistru. Să păstreze memoria vie a celor
ci și-au dat viața pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Iar Republica Moldova să nu-și uite niciodată veteranii de război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Este datoria noastră, a tuturor, să ne amintim, să nu admitem niciodată repetarea unui conflict armat pe teritoriul țării noastre. Să fim o țară pașnică și prosperă, o țară care tinde să adere la Uniunea Europeană. Și aceasta trebuie să facă alegerea cetățenilor, alegerea cetățenilor Republicii Moldova. Slavă eroilor moldoveni! Vă mulțumim frumos. Stimați colegi, rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului în lectura întâi proiectul 379 din 07-10-2022, proiectul de lege privind modificarea articolului 2 din legea 121 din 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 379 din 07-10-2022, proiectul de lege privind modificarea articolului 2 a legii 121 din 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație, susținută cu votul a 55 de deputați în lectura întâi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Următorul proiect propus atenției noastre este proiectul cu numărul Stimați colegi, proiectul, propun atenție dumneavoastră, proiectul numărul 4 din 23.01.2023, proiectul de lege privind serviciile de finanțare participativă. Lectura întâi prezintă domn ministru Dumitru Alaiba, ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, mă bucur foarte mult să vă revăd și de fiecare dată când o să vă revăd, o să mă bucur să vă revăd. Una dintre prioritățile acestui guvern, una dintre prioritățile de bază ale acestui guvern este dezvoltarea economică, iar pentru asta trebuie să oferim oportunități, trebuie să oferim șansa întreprinderilor mici și mijlocii, în primul rând, ca să se dezvolte, ca să își crească capacitățile, ca să își crească nivelul de sofisticare.
Dar asta, în primul rând, înseamnă ca să investească, ca să-și investească în capacitatea de producție, în dezvoltare. Acest proiect vine să suplimenteze posibilitățile actuale ale antreprenorilor de a-și finanța afacerile, pentru că la moment, în esență, antreprenorii au o sursă de finanțare împrumutul bancar. Statul vine cu asemenea instrumente precum ODA din Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului să ofere granturi și finanțare ieftină, atractivă antreprenorilor. A treia opțiune o propun astăzi atenției dumneavoastră și anume crowdfunding-ul. Proiectul de lege numărul 4 cu privire la serviciile de finanțare participativă este o inovație pentru Republica Moldova, deși este o normalitate în foarte multe state europene. Proiectul dat prevede, în primul rând, condițiile generale ale activității de finanțare participativă, protecția investitorilor, categoriile de servicii de finanțare participativă și particularitățile acestora, autorizarea, reglementarea și supravegherea activității de finanțare participativă, reorganizarea și lichidarea furnizorilor de servicii de finanțare participativă. Deci instituim anumite norme de bază pentru un nou segment din, în esență, din sectorul financiar, și anume crowdfunding-ul, ceea ce este o normalitate în foarte multe țări. Respectiv, furnizorii prin intermediul platformelor speciale vor intermedia comunicarea între întreprinderile mici și mijlocii care dezvoltă proiecte și potențiali investitori. Investitori care pot fi oricine dintre cetățeni sau entități care au să dorească să investească o mică parte din economiile lor, astfel acumulând sume. Știți foarte bine cum funcționează crowdfunding-ul. IMM-urile vor avea posibilitatea să atragă finanțare sau să acumuleze investiții de până la 300.000 de euro pentru proiectele proprii și prin intermediul platformelor de finanțare participativă. Investițiile vor putea fi acumulate de la o multitudine de investitori, atât din țară cât și de peste hotare. Deci se adună în esență mână de la mână, oamenii decid să finanțeze, să investească într-o companie care are o idee inovatoare. Asta este o șansă mare pentru acele companii, acei antreprenori care au o idee poate disruptivă, cu o idee nouă, care nu au, de exemplu, gaj ca să meargă la bancă, poate nu au suficientă flexibilitate și, mă rog, nu au un produs pe care să-l acceseze din ODA, însă pot să facă un apel la comunitate ca să adune o sumă anumită pentru a-și dezvolta afacerea. După expirarea primului an de implementare, 300.000 de euro pentru primul an. După expirarea primului an de implementare, valoarea mijloacelor bănești ce pot fi acumulate pentru un singur proiect de finanțare participativă va crește până la 500.000 de euro. Furnizorii de finanțare participativă vor avea anumite obligații să testeze capacitatea și cunoștințele investitorilor la intrarea în sistem pentru a preveni abuzurile și situații neplăcute, să-i spunem așa. Nu garantează investitorilor riscul sau succesul proiectelor. Au obligații de diligență la verificarea proiectelor propuse de dezvoltatori. Avertizează în mod permanent investitorii despre riscurile investiției, inclusiv riscul de a pierde investiția, ceea ce este o normalitate. Deci responsabilizăm aceste entități să și educe investitorii potențiali. Investitori vor fi, deci sunt prevăzute două categorii de investitori, sofisticați și nesofisticați. Proiectul de lege intră în esență și detaliază aceste două categorii. Și de asemenea, proiectul de lege reglementează două categorii de servicii de finanțare participativă, bazată pe împrumuturi și bazată pe investiții. Proiectul de lege prevede supravegherea și reglementarea furnizorilor de servicii de finanțare participativă, pentru că vrem să avem o piață de crowdfunding civilizată și supravegheată, unde să avem cât mai puține surprize și situații neplăcute. Astfel, Comisia Națională a Pieței Financiare va fi entitatea care va supraveghea această piață.
Asta am vrut să vă comunic. Evident că este un proiect nou și un domeniu nou. Cu siguranță o să monitorizăm modul în care se aplică această lege. CNPF are o perioadă în care să elaboreze legislația secundară, astfel încât să putem oferi antreprenorilor și cetățenilor care doresc să-și investească o sumă anumită în afacerile din Republica Moldova, să oferim acest loc de întâlnire, dacă vreți, și această șansă să avem un mediu antreprenorial mai avansat și o oportunitate în plus pentru întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Prima întrebare, domnul Marian. Da, mulțumesc, domnul președinte. Domnul ministru, într-adevăr, e un proiect extrem de benefic. Să oferim mai multe oportunități de finanțare pentru mediul de afaceri, dar și nu doar. O primă întrebare, în care alte țări al Uniunii Europene este cumva practicat acest fenomen de crowdfunding, unde este reglementat? Știu că sunt și companii moldovenești care, de fapt, efectuează astfel de activități, dar sunt înregistrate în alte țări. Dacă puteți să ne spuneți în care țări sau dacă e pe tot teritoriul e. Mersi. Deci, activitatea de crowdfunding este reglementată la nivel de Uniunea Europeană. Este o normalitate deja de aproape, probabil, un deceniu în care avem anumite reglementări și legi în acest sens. Și Republica Moldova, de fapt, transpune regulamentul, parțial transpune regulamentul UE 2020 din anul 2020, numărul 1503, a Parlamentului European și a Consiliului din octombrie 2020, privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a regulamentului UE din 2017-11-29 și directiva UE 2019 din 2019-37. Deci noi pur și simplu transpunem acquis-ul comunitar în acest sens și ne aliniem normelor europene. Vă mulțumim. Următoarea întrebare, domn Perciun. Domnule ministru, vă mulțumesc. Întrebarea mea ține de neincluderea în acest proiect a posibilității ca și persoanele fizice să acceseze acest serviciu și eligibilitatea doar al persoanelor juridice. Aș vrea să ne spuneți care au fost considerentele că în versiunea care a ajuns în Parlament nu s-a regăsit această propunere inițială a Ministerului Economiei. Știu că CNPF are anumite obiecții, dar vreau să înțeleg mai bine care este natura acestor obiecții și de ce considerați că riscurile pe segmentul ăsta prevalează la moment față de posibilitatea inclusiv de a oferi acces la creditare mai ieftină pentru cetățeni decât prin intermediul OCN-urilor astăzi. Eu vă promit că în continuare poziția Ministerului Economiei o să fie să lărgim această posibilitate și să oferim asta și pentru persoane fizice, dar proiectul ăsta este, dacă vreți, rezultatul, evident ca și orice alt proiect de lege, rezultatul unei discuții și unui compromis și trebuie să acceptăm faptul că ca să avem o supraveghere și să avem și un know-how, dacă vreți, de supraveghere în acest domeniu, prioritatea și ca acest sector în general să se dezvolte, este important ca să nu avem pe o perioadă scurtă și medie abuzuri și din abuzuri care puteau fi prevenite prin reglementări calitative. De aceea înțeleg prudența CNPF-ului și de aceea am acceptat această opinie, să începem de la persoane juridice, să avem un anumit deja know-how și o anumită experiență să construim în cadrul CNPF-ului, să vedem cum funcționează și cum este aplicată legislația, după care cu siguranță o să avem și oportunitatea pentru persoane fizice. Nu e atât de ușor, eu aș intui, ca, de exemplu, o platformă de crowdfunding să
de a să facă acest due diligence, da? Și să, să evalueze bonitatea la un potențial colector, da? La un potențial beneficiar de persoană fizică, astfel încât investitorii să aibă certitudinea că asta e, că este o investiție sănătoasă. Și eu înțeleg acest risc. Mulțumim, domnul Perciun, în continuare. Eu aș propune noi tot ce examinăm pentru lectura a doua această oportunitate, eventual cu o derogare de implementare în timp, dar ea să fie prevăzută de către lege începând cu 2024 sau mijlocul 2024. De altfel, noi avem o asemenea experiență pe piața moldovenească astăzi, care funcționează exact după acest model. Respectiv, nu înțeleg de ce, având un proiect pilot funcțional de 2 ani, cred că, nu pot fi trase niște lecții și în egală măsură în raport cu persoanele fizice, dacă vorbim din perspectiva creditorului, riscurile sunt semnificativ mai mici, ori există responsabilitate personală finală pentru creditul acordat, iar în condițiile persoanelor juridice există gaj, deci riscurile pentru investitori pot fi chiar mai mari. De asta eu zic că noi să examinăm pentru lectura a doua, să avem aceste dezbateri pe platformă parlamentară și să găsim să existe un angajament clar. Înțeleg, poate, necesitatea de timp pentru anumite reglementări adiționale, dar să punem în lege că din 2024, 1 ianuarie, cred că în jumătate de an CNPP-ul poate face toate procedurile necesare și aborda toate riscurile, examinând deja experiența existentă pe piața Republicii Moldova în acest sens. Deci, adevărul e că proiectul ăsta, așa cum este el, intrarea în vigoare, după cum știți, este 12 luni. Deci el intră în vigoare în 2024, pentru că sunt vreo 9 regulamente care trebuie să fie elaborate. Eu cred că chiar vă încurajez să faceți consultări suplimentare, eventual să intervenim și la intrarea în vigoare. Acum, dacă Parlamentul dorește să introducă o prevedere prin care deodată să avem un calendar în care să intre în vigoare și pentru persoane fizice, ok, dar haideți să calculăm, pentru că esența e aceeași. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare, domn Trupca. Mersi mult. Mersi, domn ministru, pentru inițiativă. În ceea ce privește bonitatea colectorului, este clar, este responsabilitatea platformei, dar întrebarea mea este cine este responsabil de verificarea legalității proveniții banilor potențialilor investitori, fiindcă trebuie să înțelegem că poate fi și un instrument de spalare de bani. Și de aia ar fi bine să înțelegem cine verifică banii sunt legali și nu este un instrument doar de spalare de bani. Mersi. Aici este legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și ține de, în primul rând, de competența serviciului. Noi acceptăm faptul că atunci când, pentru că tot asta oricum se întâmplă online, da? Și acceptăm faptul că atunci când banii sunt în conturi, ei sunt deja verificați. Mai mult ca atât, noi vorbim de, în mare parte, donații mici, da? Contribuții de 50 de lei, 100 de lei, cam așa funcționează crowdfunding-ul și aduni o sumă mare de la câteva sute de oameni. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare, domnul Spânu. Stimate domnule ministru, vă rog să ne spuneți care este situația sau care este modelul de impozitare a veniturilor sau potențialelor venituri care le vor avea investitorii care vor decide să investească. Mersi. Nu se prevăd la moment anumite facilități sau condiții diferite. Noi trebuie să... eu cred că asta e altă discuție, dar totuși trebuie să tindem să asigurăm condiții egale la impozitarea venitului. Cel puțin să tindem spre asta și atunci când este necesar tare, atunci să facem excepții. Dar la moment asta, pur și simplu, este o lege cadru care reiese din faptul că impozitarea este în condiții echitabile față de alte activități. Vă mulțumesc. Alte întrebări nu sunt. Vă rog să luați loc. Mersi. Raportul comisiei, domnul Marian, vă rog. Da, mulțumesc mult. Până să dau citire raportul, vreau să menționez că cu siguranță noi o să facem consultări pe platforma comisiei și de asemenea o să propunem printre alte lucruri și intrarea în vigoare a legii în 9 luni
să ne asigurăm că legea intră în vigoare la 1 ianuarie. Cred că este un timp suficient. Eu prezint raportul, ok. Timp suficient aceste 9 luni ca aceste regulamente să fie aprobate. Deci, prezint raportul, Comisia a examinat proiectul de lege. Nu o să mă refer la prevederile deja anunțate, doar să anunț că în urma dezbaterilor Comisia Economie, Buget și Finanțe, cu votul majorității membrilor săi, propune examinarea și aprobarea proiectului de lege în prima lectură. Vă mulțumim, stimați colegi, întrebări la raport? Nu sunt. Cu raport, domnul Groza, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Politică Externă a examinat prezentul proiect de lege. Constată următoarele, cu majoritate de voturi, propune examinarea și adoptarea proiectului de lege privind serviciile de finanțare participativă, numărul 4 din 23.01.23, în prima lectură. Vă mulțumim, stimați colegi, întrebări la coraport? Întrebări nu sunt. În condițiile propunerilor ambelor comisii, supun votului, în prima lectură, proiectul numărul 4 din 23.01.2023, proiectul de lege privind serviciile de finanțare participativă. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul numărul 4 din 23.01.2023, proiect de lege pentru serviciile de finanțare participativă, susținut în prima lectură de 55 de deputați. Vă mulțumesc! Colegi, propun să continuăm cu proiectul 483, proiect de lege privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice. Proiectul 483 din 22.12.2022. Lectura 1, prezintă domnul Vasile Șarban, secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Vă rog. Da, bună ziua! Stimați domnule președinte, stimați deputați, supun atenție dumneavoastră proiectul de lege 483 din 22.12.2022, este de fapt o prioritate urgentă în contextul implementării acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și se referă nemijlocit la armonizarea regulamentului european numărul 848 din 2018 a Consiliului Europei și a Parlamentului European referitor la producția ecologică și etichetarea produselor ecologice. Scopul proiectului constă în asigurarea unui cadru normativ instituțional necesar dezvoltării durabile a ramurii produselor ecologice pe teritoriul Republicii Moldova, funcționarea eficientă a pieței cu produse ecologice, garantând astfel concurență loială, prevenirea fraudelor, asigurând încrederea consumatorului și protejând interesele acestora. Astfel, armonizarea legislației va da posibilitatea recunoașterii Republicii Moldova la nivel european, pentru a putea fi recunoscute și organismele de certificare acreditate pe teritoriul Republicii Moldova în comunitatea Uniunii Europene. Proiectul mai prevede și un sistem de monitorizare a activității organismelor de certificare acreditate la nivel european pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce la moment lipsește cu desăvârșire, deci ei activează pe teritoriul Republicii Moldova, doar că noi putem afla despre rezultatele activității lor doar peste un an. Deci, prin acest proiect, noi vrem foarte mult ca
Pentru perioada de tranziție, organismele de certificare acreditate la nivel european să poată fi monitorizate, să poată activa pe teritoriul Republicii Moldova, după care, după ce vom fi recunoscuți ca și țară ce aplică aceeași legislație și vor fi recunoscute acreditările din Republica Moldova în acest sens, deci clar lucru că deja această perioadă nu va mai fi necesară și organismele de certificare, atât cele naționale cât și cele din Europa, vor activa într-un regim normal. Acest proiect va influența nemijlocit la majorarea suprafețelor de teren agricol implicat în circuitul ecologic, care nemijlocit va duce la diversificarea îndeletnicirilor populației rurale, la producerea mai multor produse sigure, ecologice. Sperăm foarte mult că vom reuși și să promovăm în școli, grădinițe, în procesul de achiziție a fructelor, legumelor, produselor alimentare, ca produsele ecologice nemijlocit să aibă o prioritate în acest sens, indiferent de preț. Adică e clar lucru că prețul trebuie să fie unul logic, cu argumentare, dar chiar și indiferent de preț, ele să aibă Deci, prin acest proiect ne mai propunem foarte mult ca să educăm cumva agricultorii să implementeze bunele practici în agricultură, deoarece standardul 17 ISO 17065, ceea ce presupune agricultura ecologică, îndeamnă și impune, de fapt, producătorul agricol ca să respecte un asalament, să introducă în cultură produse de uz fitosanitar nenocive, deci să influențeze cumva siguranța alimentului, căpătând în final niște produse care le putem numi ecologice. În acest sens, solicităm respectuos susținerea aprobării proiectului respectiv în prima lectură. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim, stimați colegi. Întrebări? Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Raportul comisiei, domnul Trupca. Mulțumesc! Noi vă mulțumim! Stimați colegi, dau citire raportul asupra proiectului de lege privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice. Proiectul de lege supus examinării transpune parțial regulamentul UE 848 din 2018 al Parlamentului European și al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice. Prezentul proiect de lege urmărește instituirea unui cadru normativ raliat la standardele internaționale și are ca scop asigurarea dezvoltării durabile a producției ecologice, concurenței loiale și funcționării eficiente a pieței interne a produselor ecologice. În prezent, cadrul normativ în domeniul agriculturii ecologice este asigurat de către legea 115 din 2005 privind producția agroalimentară ecologică, care odată cu adoptarea proiectului de lege urmează a fi abrogată, fiindcă nu corespunde cerințelor actuale și nu asigură o aplicare uniformă a normelor privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice. Odată cu adoptarea proiectului de lege supus examinării vor fi stabilite principiile producției ecologice, instituirii normele privind producția ecologică, certificarea aferentă și utilizarea indicațiilor referitoare la producția ecologică în etichetare. Majoritatea comisiilor permanente prin avizele sale s-au pronunțat pentru examinarea și aprobarea proiectului de lege în primă lectură. Ca urmare a dezbaterilor, Comisia Agricultură și Industrie Alimentară, cu votul tuturor membrilor prezenți, 7 la număr, susține și propune proiectul de lege spre aprobare în prima lectură. Mersi! Vă mulțumim frumos. Stimați colegi, întrebări la raport? Întrebări nu sunt. Vă mulțumim. Cu raport, domnul Groza. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, Comisia a examinat prezentul proiect de lege, astfel urmare dezbaterilor asupra acestui proiect de lege în cadrul ședinței. Comisia, cu votul unanim al membrilor, a decis să susțină proiectul de lege numărul 483 din 22.12.2022 și să-l propună spre dezbateri și aprobare în prima lectură în cadrul ședinței plenare Parlamentului. Vă mulțumim. Întrebări la coraport, stimați colegi? Întrebări nu sunt. În aceste condiții,
Și în ambele comisii recomand votul în prima lectură. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului în prima lectură proiectul 483 din 22.12.2022, proiectul de lege privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice. Lectura 1, rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 483 din 22.12.2022, susținut în prima lectură de 53 de deputați. Vă mulțumesc! Stimați colegi, în continuare propun atenție dumneavoastră proiectul 31 din 22.02.2023, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, legea 271 din 2017 privind auditul situațiilor financiare, legea 246 din 2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. Prezintă domnul Viorel Garaz, secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Vă rog. Bună ziua, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Am onoarea să vă prezint proiectul de lege numărul 31 din 22 februarie 2023, care vine să armonizeze cumva alte acte legislative cu directiva UE numărul 43 din 2006, precum și legea națională numărul 271 din 2017 privind auditul situațiilor financiare, care prevede că entitățile de interes public trebuie în mod obligatoriu să instituie comitete de audit. Și aici țin să fac o precizare că nu oricare companie sau întreprindere constituie sau este o companie de interes public. Și doar băncile, companiile de asigurări, companiile listate la bursă, companiile de stat, sau mai bine spus, companiile în care statul deține cel puțin 50% din capital social, cu următoarele trei condiții. Deține active de peste 318 milioane, cu o cifră de afaceri anuală de peste 636 de milioane și au peste 250 de angajați. Venim cu această propunere pentru a îmbunătăți guvernanța acestor entități și pentru a asigura o transparență în cadrul entităților de interes public. În mare parte, intervențiile la legile ce țin de societățile pe acțiuni și SRL-uri ține anume pentru a completa că pe lângă instituțiile de control pe care le au întreprinderile respective trebuie să instituie și comitetele de audit. Atât? Da. Da. Vă mulțumim, stimați colegi. Întrebări la proiect? Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Vă mulțumesc. Raportul comisiei, domnul Radu Marian. Da, vă mulțumesc mult. Comisia a examinat proiectul de lege respectiv și
Printre altele, informează că realizarea prevederilor acestui proiect de lege nu va necesita alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat și, de asemenea, Comisia, cu vot majoritar, propune aprobarea proiectului de lege în lectura întâi. Vă mulțumim. Întrebări la raport, vă rog. Întrebări nu sunt. Comisia propune aprobarea în prima lectură, da? Comisia în prima lectură. Bine. Stimați colegi, în condițiile raportului Comisiei, rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului în prima lectură proiectul 31 din 22.02.2023, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, legea 271 din 2017 privind auditul situațiilor financiare, legea 246 din 2016 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. Lectura întâi, rog, inițiem procedura de vot. Proiectul numărul 31 din 22.02.2023, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, legea 271 și legea 247 din 2017, susținut în prima lectură de 55 de deputați. Vă mulțumesc! Stimați colegi, următorul proiect propus atenției dumneavoastră este proiectul numărul 35 din 24.02.2023, proiectul de lege privind implementarea considerentelor unor hotărâri ale Curții Constituționale. Proiect inițiat de un grup de deputați, mai mulți deputați, prezintă doamna Veronica Roșca, vă rog. Domn președinte, stimați colegi, vă salut. În primul rând vreau să-mi cer scuze dacă vocea mea este un pic afectată, dar sper să fie de înțeles și clar ceea ce voi spune. Acest proiect de lege, înregistrat cu numărul 35, semnat de o majoritate covârșitoare a deputaților din fracțiunea PAS, este un proiect de lege care mă onorează să-l prezint. Și totodată este un proiect cu suficientă încărcătură emoțională. Dacă voi avea emoții pe parcursul prezentării, vă rog să-mi fie scuzat. 2. Aș vrea să clarificăm câteva nuanțe și anume faptul că, în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, articolul 134, Curtea Constituțională este unica autoritate de jurisdicție constituțională din Republica Moldova. Cât și Curtea Constituțională garantează supremația Constituției, asigură realizarea principiului separării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă și putere judecătorească și garantează responsabilitatea statului față de cetățean și a cetățeanului față de stat. Totodată, una din atribuțiile Curții Constituționale, conform articolul 35, alineat 1, litera B, este interpretarea Constituției. Iar conform articolului 140 din Constituție, hotărârile Curții Constituționale
Articolul 140, ținând de hotărârile Curții Constituționale, este prevăzut că legile și alte acte normative sau unele părți ale acestora devin nule din momentul adoptării hotărârii corespunzătoare a Curții Constituționale, iar hotărârile Curții Constituționale sunt definitive și nu pot fi atacate. De ce a fost necesară această explicație? Stimați colegi, de ce a fost necesară această explicație pentru toți dintre noi, inclusiv pentru toți cetățenii care ne urmăresc și inclusiv pentru absolut toți cei care au mare interes față de acest proiect? Deoarece proiectul numărul 35 nu este un proiect de modificare a Constituției, proiectul numărul 35 este un proiect ordinar de implementarea hotărârilor Curții Constituționale. Și avem hotărârea Curții Constituționale cu numărul 33 din data de 10 octombrie 2013, care la punctul 47 spune că interpretarea dată dispozițiilor constituționale comportă caracter oficial și obligatoriu pentru toți subiecții raporturilor juridice. Hotărârea prin care se interpretează un text constituțional are putere de lege și este obligatorie prin considerentele pe care se sprijină pentru toate organele constituționale ale Republicii Moldova. Acesta se aplică direct, fără nicio altă condiție de formă, cu atât mai mult că conținutul normelor constituționale este cel definit implicit în jurisprudența instanței de jurisdicție constituțională, are un caracter regulator și constituie izvor de drept prin efectele sale. Și în egală măsură se aplică considerentelor, respectiv interpretării date de Curtea Constituțională textelor de Constituție, hotărârilor, care este un întreg, o unitate a considerentelor și a dispozițiilor, respectiv interpretarea oficială a normelor constituționale este imperativă. Acestea fiind spuse, sper că introducerea nouă a fost prea mare, acestea fiind spuse, vreau să trecem la analiza propriu-zisă a proiectului de lege, care este un proiect pentru implementarea considerentelor unor hotărâri ale Curții Constituționale. Respectiv, se propune în acest proiect de lege de a se implementa considerentele Curții Constituționale exprimate în hotărârea Curții Constituționale numărul 36 din 5 decembrie 2013 privind interpretarea articolului 13 alineat 1 din Constituție în corelație cu preambulul Constituției și declarația de independență a Republicii Moldova, paragraful 119-124. A doua hotărâre este hotărârea Curții Constituționale numărul 4 din 2021 privind controlul constituționalității legii cu numărul 234 din 2020 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, paragraf 37-38, lege pe care cu toți ne-o amintim, adoptată la data de 16 decembrie 2020, cu foarte mult scandal aici în plenul Parlamentului. Și al treilea este avizul Curții Constituționale, cu numărul 3 din 2017, ce ține de proiectul de lege pentru modificarea articolului 13 din Constituția Republicii Moldova. Care este conținutul și ce își propune acest proiect de lege? Propriu-zis, principalele soluții legislative propuse sunt următoarele. Cuvintele, sau mai bine zis, sintagma, limba moldovenească, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma, limba română, la forma gramaticală corespunzătoare. Respectiv, cuvintele limba de stat, limba oficială și limba maternă, la orice formă gramaticală, în cazul în care se are în vedere limba de stat a Republicii Moldova, se substituie cu cuvintele limba română, la forma gramaticală corespunzătoare. Următoarea este constatarea desuietudinii textului funcționând pe baza grafiei latine din articolul 13, alineatul 1 din Constituția Republicii Moldova. Concomitent, în termen de 30 de zile, de la data intrării în vigoare a prezentei proiect de lege, autoritățile publice cu competență de adoptare, aprobare sau emiterea actelor normative inferioare legii vor opera modificările ce se impun în sensul prezentei legi. Iar în termen de 30 de zile, Agenția Resurse Informaționale Juridice va asigura în sistemul informațional, Registrul de Stat a Actelor Juridice, operarea modificărilor ce se impun în sensul prezentei legi în toată legislația Republicii Moldova, inclusiv în Constituția Republicii Moldova. Totodată, o altă prevedere este faptul că
în hotărârea Parlamentului cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și zilele de odihnă în Republica Moldova, inclusiv în codul muncii, sintagma și textul limba noastră se substituie cu textul limba română. Știu că foarte mulți colegi s-au apropiat și s-au adresat ca să înregistreze un amendament ce ține în special de această prevedere ca sintagma limba noastră să fie substituit cu sintagma ziua limbii române. Astea fiind spuse, stimați colegi, consider imperios a fi susținut de către absolut toți, tot corpul legislativ, fiindcă limba de stat a Republicii Moldova nu are și nu va avea vreodată ideologie oficială. Limba oficială a Republicii Moldova este limba română. Limba română este cea care trebuiește să ne unească. Limba română niciodată nu trebuie să dezbine. Moldova! Gheorghe, te rog frumos, colegi, vă rog să reveniți la locurile voastre. Colegi, eu vă rog frumos, încetați! Colegi, vă rog să reveniți la locurile voastre. Colegi de la fracțiunea PAS, vă rog reveniți la locurile voastre. O să continuați de la loc cu dumneavoastră. Vă rog să reveniți la locurile voastre. Vă mulțumesc. Colegi de la PAS, eu v-am rugat frumos să reveniți la locurile dumneavoastră. Colegi, revenim, vă rog, la locurile noastre. Vă rog, revenim la locurile noastre și continuăm. Colegi, rog să continuăm. Asta e durerea voastră anticipată. Nu le vedeți până în 2025. Luați-vă pofta. Așa, raportul comisiei, doamnă, vă rog. Microfonul doamnei Stamate, vă rog. Stimate domnule președinte, stimați colegi, ținând cont de atmosfera din sală, cred că menționez doar faptul că Comisia Juridică Numiri și Imunități, cu votul majorității membrilor săi, propune proiectul de lege numărul 35 spre examinare și adoptare în prima lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului. Mersi.
Vă mulțumesc. În continuare, vă rog, liniște, continuăm conform procedurii. Doamna Nicolaescu, cu raport. Mulțumesc mult, domnule președinte. Stimați colegi, dau citire cu raportului Comisiei Cultură, Educație, Cercetare, Tineret și Sport și Mass Media. Comisia Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media a examinat proiectul de lege elaborat de un grup de deputați și comunică următoarele. Urmarea implementării prezentului act normativ vor fi oferate modificări privind introducerea sintagmei limba română în toată legislația Republicii Moldova, inclusiv în Constituția Republicii Moldova. Membrii Comisiei, urmarea discuțiilor în cadrul examinării proiectului, cu votul membrilor săi, 7 voturi pentru, au susținut proiectul de lege numărul 35 din 24.02.2023 și l-au propus spre examinare și adoptare în plenul Parlamentului. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului în prima lectură a proiectului 35 din 24.02.2023, proiectul de lege privind implementarea considerentelor unor hotărâri ale Curții Constituționale. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 35 din 24.02.2023, proiect de lege privind implementarea considerentelor unor hotărâri ale Curții Constituționale, în prima lectură susținut de 56 de deputați. Vă mulțumesc! Colegi, eu am făcut un anunț public. O să fie în 2025. Păstrați-vă vocile. Vă rog. 2025. Stimați colegi, propun să continuăm. Colegi, calm, colegi, păstrați-vă vocea că încă mai aveți 2 ani înainte, încă mai aveți de lucru. Mai aveți de strigat, da, mai aveți de țipat încă. Haideți, vă rog, să continuăm cu proiectul, doamna Stamate, spuneți-mi, vă rog, care numărul? 40. Încă o dată? 40.
40, da. Apropo, așa, ca o trecere la următorul proiect, voi cei care strigați aici, cei care aveți cetățenie română, fiți amabili și refuzați la ea, vă rog. Așa ca să fie totul corect. Bun, următorul proiect, proiectul numărul 40 din 01-03-2023. Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale. Prezintă doamna Stamati. Microfonul doamnei Stamati, vă rog. Stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale. În temeiul articolului 245 alineatul 1 din Codul Electoral, Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. Articol 1. Doamna Tatiana Barburoș se desemnează în calitate de membru al Comisiei Electorale Centrale. Articol 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. Articol 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în instanța de judecată în termenul prevăzut la articolul 209 din Codul Administrativ. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Candidatul este în sală. Da. Raportul comisiei, vă rog. Comisia Juridică, Numiri și Imunități a examinat proiectul de hotărâre a Parlamentului privind desemnarea unui membru a Comisiei Electorale Centrale. Au fost prezentate avizele CNA, SIS și ANI, respectiv candidatul, deci dosarul candidatului este conform cerințelor legale. Urmarea dezbaterilor, membrii Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, cu votul majorității membrilor prezenți, au decis să propună Parlamentului spre examinare și adoptare proiectul de hotărâre numărul 40 din 1 martie 2023. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, stimați colegi, întrebări la raport, întrebări la candidat eventual. Nu sunt întrebări. Supunem votul, da? Stimați colegi, rog atenție, ne pregătim pentru procedura de vot. Vă rog să reveniți la locurile voastre, ne pregătim pentru procedura de vot. Eu v-am zis că la ei mult nu ține, bateria e slabă de tot. Nu ține mult. Voi doar știți că e consumată de mult și e răsuflată. Da, șobifat șefilor, eu văzut, bravi. Da, merge mai departe. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului proiectul numărul 40 din 01-03-2023, proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale. Este vorba de doamna Tatiana Barburoș, corect? Da. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul numărul 40 din 01-03-2023, susținut de 55 de deputați. Vă mulțumesc. Doamna Stamate, vă rog, anunțul. Da, stimați domn președinte, noi solicităm o pauză să întrunim Comisia Juridică pentru examinarea proiectului de hotărâre privind confirmarea în funcție a doamnei Barburoș. Noi în 10 ne descurcăm, nu 15, dar dacă colegii doresc o pauză mai mare. Se anunță o pauză până la orele 16. Nu? Bine, atunci se anunță o pauză până la 15 și 45.
Stimați colegi, vă rog să reveniți la locurile dumneavoastră. Colegi, propun să continuăm. Comisia juridică s-a întrunit în ședință și a parvenit rugămintea de a introduce în ordine de zi. Doamna Samate, vă rog. Sau o fac eu la inițiativa? Cum e corect? Da, să vin eu cu inițiativa. O să fac uz de dreptul de a veni cu propunerea. Să completăm ordinea de zi cu proiectul 49 din 02-03-2023, proiectul hotărârii privind confirmarea în funcție a unui membru al Comisiei Electorale Centrale, a doamnei Tatiana Barburos. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 49 este inclus în ordine de zi cu votul la 55 de deputați. Vă mulțumesc. Am să o rog pe doamna Stamati să prezinte proiectul 49 din 02-03-2023, proiectul hotărârii privind confirmarea în funcție a unui membru al Comisiei Electorale Centrale. Vă rog. Stimați colegi, funcționează. Prezint atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 49 privind confirmarea în funcție de membru a unui membru al Comisiei Electorale Centrale. În temeiul articolului 245, alineatul 1 și alineatul 2 din Codul Electoral, Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. Articol 1. Doamna Tatiana Barburoș se confirmă în funcție de membru al Comisiei Electorale Centrale pentru durata neexpirată a mandatului predecesorului său desemnat de Parlament până la expirarea mandatului Comisiei. Articol 2. Articolul 1 din hotărârea Parlamentului numărul 115 din 2021 privind confirmarea componenței nominale a Comisiei Electorale Centrale cu modificările ulterioare se completează cu poziția Barburoș Tatiana desemnată de Parlament. Articol 3. Prezenta hotărârii intră în vigoare la data adoptării. Articol 4. Prezenta hotărârii poate fi contestată în instanța de judecată în termenul prevăzut de articolul 209 din Codul Administrativ cu numărul 116 din 2018. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, stimați colegi, întrebări. Întrebări nu sunt. Raportul comisiei, vă rog, doamna Stamate.
Comisia Juridică Numiri și Imunități a examinat proiectul de hotărâre a Parlamentului privind confirmarea în funcția unui membru al Comisiei Electorale Centrale. Urmarea adoptării de către Parlament a hotărârii privind desemnarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale, în contextul asigurării continuității procedurii legale prevăzute de codul electoral, proiectul de hotărâre propus spre examinare are drept scop propunerea spre confirmare a candidatei Tatiana Barburoș în funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale pe durata neexpirată a mandatului predecesorului său, având în vedere că la data de 16 februarie 2023 Parlamentul a constatat încetarea calității de membru CEC a domnului Sergiu Gurduza. În conformitate cu articolul 245 alineatul 2 din codul electoral, noul membru CEC urmează a fi numit pe un termen determinat până la expirarea mandatului comisiei, confirmat prin hotărârea Parlamentului cu numărul 115 din 2021. În rezultatul examinării, membrii Comisiei Juridice Numiri și Imunități, cu votul majorității membrilor prezenți, au decis să propună Parlamentului spre examinare și adoptare proiectul de hotărâre cu numărul 49 din 0203-2023. Vă mulțumesc! Și eu mulțumesc, stimați colegi, întrebări la raport? Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Întâi procedura de vot, după care... Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Stimați colegi, supun votului proiectul 49 din 0203-2023, proiectul de hotărâre privind confirmarea în funcție a unui membru al Comisiei Electorale Centrale. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 49 din 0203-2023, proiect de hotărâre privind confirmarea în funcția unui membru al Comisiei Electorale Centrale, susținut de 55 de deputați. Vă mulțumesc! În continuare, trecem la procedura de depunere a jurământului. O invit la tribuna centrală pentru procedura de depunere a jurământului pe doamna Tatiana Barburoș. Vă rog! Stimate domnule președinte al Parlamentului, stimați deputați, stimate deputate, jur să respect Constituția și legile Republicii Moldova, să apăr drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce îmi revin potrivit funcției, să nu fac declarații politice pe parcursul validității mandatului. Doamna Barburoș, vă mulțumim, vă dorim mult succes și să faceți parte din echipa Comisiei Electorale Centrale. Este o instituție la care ținem cu toții, o instituție, o piesă importantă de tot ce numim noi democrație în Republica Moldova. Mult succes! Vă mulțumim! Stimați colegi, propun atenție dumneavoastră proiectul 390 din 26-10-2022, proiectul de lege cu privire la modificarea legii cu privire la patenta de întreprinzător, numărul 93, legea numărul 93 din 1998. Lectura a doua prezintă domnul Radu Marian, Comisiei Economiei, Buget și Finanțe, vă rog. Da, vă mulțumesc mult, domnul președinte. Deci este vorba de proiect de lege care se referă la activitatea bonilor, de a facilita activitatea bonilor în baza patentei de întreprinzător
și Comisia Economică, Buget și Finanțe a examinat pentru lectura a doua proiectul respectiv și comunică următoarele. Proiectul a fost propus examinării și aprobat în lectura întâi la 22 decembrie 2022. Pentru lectura a doua, Comisia a examinat amendamentele deputaților și propunerile expuse în avizul Direcției Generale Juridice a Secretariatului și în avizul Guvernului la proiect de lege nominalizat. În contextul propunerilor acceptate, Comisia Economiei, Buget și Finanțe, cu vot majoritar, propune adoptarea proiectului de lege 390 în lectura a doua. Mersi. Stimați colegi, întrebări la raport? Întrebări nu sunt. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Sănătate. Supun votului în lectura a doua proiectul 390 din 26-10-2022, proiect de lege cu privire la modificarea legii cu privire la patenta de întreprinzător, legea numărul 93 din 1998. Lectura a doua, rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 390 din 26-10-2022, proiect de lege cu privire la modificarea legii cu privire la patenta de întreprinzător numărul 93 din 1998, în lectura a doua, susținut de 54 de deputați. Vă mulțumesc. Vă propun să continuăm cu proiectul cu numărul 242. Din 16-06-2022, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, Codul Penal al Republicii Moldova, Codul Contravențional al Republicii Moldova și legea 131 din 2007 privind siguranța rutieră, siguranța traficului rutier. Cred că în contextul ultimilor evenimente foarte actual, doamna Stamate, vă rog. Da, stimate domnule președinte, stimați colegi, noi la Comisia Juridică am muncit mult ca să aducem acest proiect care a fost propus de Ministerul Afacerilor Interne în corespundere cu principiile și cu coerența codului contravențional. Credem că am ajuns la o soluție de compromis destul de bună. Astfel, eu n-am să vă zic care sunt toate amendamentele sau conținutul tuturor amendamentelor care au fost propuse, am să vă zic doar ceea ce cred că este important să afle cetățenii. Deci, pentru depășirea de viteză, nu se măresc amenzele, de ceea ce ține de valoarea monetară a amenzelor, ci se introduce o gradare pentru depășirea mai mare. Dacă până acum codul contravențional prevede deci depășirea maximă cu 60 sau 80 de km la oră și atât, aici este și mai mult și în funcție de gravitate sancțiunea se mărește. Totodată, proiectul propune introducerea unui instrument nou care ține de suspendarea dreptului de a conduce și care poate fi dispus pentru depășirea mai mare de 60 de km la oră peste limita pentru tronsonul respectiv de drum, suspendarea care urmează a fi dispusă de către șeful sau adjunctul oficiului regional al Inspectoratului Național de Patrulare, INSP. Respectiv, acest mecanism va permite poliției să intervină mai rapid decât să meargă și solicite la instanța de judecată această suspendare care era până acum în codul contravențional, dar ca și măsură asiguratorie, acum ea se introduce ca pedeapsă complementară. Noi vom examina foarte atent cum va funcționa acest mecanism și în cazul în care vom constata că acest mecanism cumva creează loc de abuzuri sau ridică anumite riscuri de corupție, vom interveni prompt. Totodată,
Evident că se sancționează mai dur nerespectarea traversării trecerilor de pietoni de către șofer, astfel încât amenda practic se dublează și de asemenea se introduce, deci în cazul în care se constată comiterea aceleiași contravenții, deci de nerespectarea priorității pietonilor în cadrul aceluiași an, se introduce și posibilitatea de a suspenda dreptul de a conduce șoferul respectiv. De asemenea, important să menționez este faptul că proiectul prevede transferul responsabilității contravenționale pentru fapta contravențională de pe șofer pe proprietar, în cazul în care proprietarul nu declară în termen de 60 de zile cine a fost la volanul automobilului, respectiv proprietarii sunt obligați să declare, în caz contrar, amenda pecuniară, nu și punctele de penalizare, sunt transferate automat pe proprietarul automobilului, însă am ținut cont de propunerea venită de la mai mulți deputați în cadrul discuțiilor și am introdus în mod expres că poliția urmează să transmită comunicările respective prin scrisoare recomandată cu aviz de primire. Deci nu scrisoare obișnuită, astfel încât să ne asigurăm că proprietarul a primit înștiințarea respectivă. Am să dau citire acum raportului la proiectul respectiv. Comisia Juridică, Numiri și Imunități a examinat în lectura a doua proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, prezentat cu titlul de inițiativă legislativă de către Guvern și vă comunică următoarele. La proiectul de lege a parvenit cu raportul Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, avizele comisiilor permanente. La fel, a parvenit un amendament al deputatului în Parlament Alexandru Trupca și un amendament al deputatului în Parlamentul Lesea Stamate. Totodată, la data de 21 noiembrie 2022, au avut loc audieri publice pe marginea proiectului de lege, la care au fost invitați toți subiecții interesați. De menționat, participarea la audierile publice a reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne, Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto, Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Patronatul Transporturilor Auto de Pasageri și Bagaj în Regim Taxi, Asociația Profesioniștilor în Transporturi Transportatorul și a Camerii de Comerț Americane din Moldova. Drept urmare a audierilor publice de către reprezentanții societății civile menționate au fost înaintate mai multe propuneri de îmbunătățire a proiectului de lege supus audierilor dat și a cadrului normativ conex. La proiectul de lege a fost întocmită sinteza propunerilor și amendamentelor, care este parte componentă a prezentului raport și a fost anexată la dosar. De menționat că în cadrul procedurii de incorporare a proiectului de lege s-a constatat o deplasare a punctelor din articolul 2, astfel încât la articolul 6 alineatul 2 punctul 13-17 se vor înlocui cu punctul 17-11. În cadrul dezbaterilor în comisie, deputatul în Parlament Igor Chiriac a propus excluderea punctului 2 din articolul 1 din proiect, se referă la ciclomotoare. Comisia cu vot unanim a susținut propunerea deputatului în Parlament Igor Chiriac de excluderea punctului 2 din articolul 1. Comisia Juridică, Numiri și Imunități cu votul majorității sale propune plenului Parlamentului spre examinare și aprobare proiectul de lege înregistrat cu numărul 242 din 16.06.2022 în lectura 2. Vă mulțumesc! Stimați colegi, întrebări. Doamna Dascălu, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Stamate, spuneți, vă rog, cum aceste modificări se vor reflecta la persoanele juridice, pentru că acolo noi știm că în foaia de parcurs sunt un număr nelimitat de persoane sau un anumit număr de persoane. Deci cum, în cazul respectiv, noi pedepsim persoanele juridice? Persoana juridică trebuie să știe la ce, deci în intervalul respectiv de ore, cine a condus mașina. Deci asta ține de regulamentele și de regulile interne ale persoanei juridice să urmărească acest lucru și respectiv să declare poliției cine a fost la volanul mașinii. În caz contrar, persoana juridică la fel va fi pasibilă de amendă. Evident, nu cu puncte de penalizare, dar de amenda pecuniară. Dar, totodată, noi am exclus din proiectul propus de Ministerul Afacerilor Interne condiționarea trecerii reviziei tehnice de achitarea tuturor amenzilor. Deci asta cumva a fost un punct foarte discutat, inclusiv în cadrul consultărilor publice pe care le-am avut cu asociațiile transportatorilor și, respectiv, am convenit excluderea acestui punct. Dar ce cu retragere? Încă o dată, doamna, microfonul doamnei Dascălu, vă rog. Dar în cazul dacă s-a încălcat regula de circulație și el cade sub incidentul, că trebuie să fie retras permisul de conducere cuiva din care au fost la volan?
Nu, păi, trebuie să informeze persoana juridică, dacă vorbiți tot de persoana juridică. Exact. Persoana juridică urmează să informeze cine a fost la volan și respectiv persoana care a condus trebuie, are obligația timp de 5 zile să predea permisul la unitatea de poliție din localitate. Vă mulțumim. Alte întrebări, stimați colegi? Alte întrebări nu sunt. Vă rog să luați loc. Rog să ne pregătim de procedura de vot. Supun votului în lectura a doua proiectul 242 din 16.06.2022, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, Codul Penal al Republicii Moldova, Codul Contravențional al Republicii Moldova și Legea 131 din 2007 privind siguranța traficului rutier. Lectura a doua, rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 242 din 16.06.2022, proiect de lege pentru modificarea unor acte normative, în lectura a doua, susținut de 54 de deputați. Vă mulțumesc! Stimați colegi, următorul proiect, vă pus atenție, este proiectul 368 din 29.09.2022, proiectul de lege pentru importul unui mijloc de transport. Prezintă domn deputat Petru Frunze, vă rog. Domnule președinte, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul numărul 368 din 29.09.2022, privind importul unui mijloc de transport. Proiectul de lege prevede derogarea prevederilor Codului Vamal al Republicii Moldova, Codului Fiscal și a legii cu privire la tariful Vamal. Să se permită cu titlu de excepție primăriei satului Puhoirea Unioloveni plasarea sub regim Vamal de import, cu scutirea de plata drepturilor de import și fără dreptul de înstrăinare, a mijlocului de transport marca Fiat Doblo, anul fabricării 2009, acordat cu titlu gratuit de către Consiliul Magistral Misericordia din Castelul Fiorentino, Republica Italiană. Acest mijloc de transport va fi utilizat de către Primăria satului Puhoi pentru deplasarea persoanelor cu nevoi speciale de deplasare, fiindcă această unitate de transport va fi dotată cu echipament necesar pentru deplasarea persoanelor cu necesități speciale de deplasare, atât pentru investigații medicale sau pentru activități cultural-artistice organizate de primăria respectivă. Solicit că acest proiect să fie susținut de dumneavoastră, inclusiv avem și avizul comisiei de profil pentru a fi votat în două lecturi. Vă mulțumim, stimați colegi, întrebări la autor? Întrebări nu sunt. Vă rog să luați loc. Domnul Radu Marian, raportul Comisiei Economie, Buget și Finanțe, vă rog. Da, mersi. Prezint raportul Comisiei asupra proiectul 368. Deci confirm că Comisia, în urma avizilor Guvernului Republicii Moldova și Direcției Generale Juridice a Parlamentului, Comisia propune Parlamentului adoptarea proiectului de lege în ambele lecturi. Mersi. În două lecturi. În două lecturi. Am înțeles. Scuze. Două lecturi. Ambele două. Am înțeles.
Stimați colegi, rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului în prima lectură proiectul 368 din 29.09.2022, proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport. Lectura 1, rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 368 din 29.09.2022, proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport în lectura 1, susținut de 54 de deputați. Vă mulțumesc. Comisia a decis și recomandă votul în prima și a doua lectură. Suntem gata pentru lectura a doua? Nu aud. Vă mulțumesc, se aude mai bine. Așa, în condiția în care suntem gata pentru lectura a doua, rog să ne pregătim pentru lectura a doua. Stimați colegi, supun votul în lectura a doua, proiectul 368 din 29.09.2022, proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport. Lectura a doua, rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 368 din 29.09.2022, proiect de lege privind importul unui mijloc de transport, susținut în lectura a doua de 54 de deputați. Vă mulțumesc. Felicitări primăriei și locuitorilor satului Puhoi. Cu plăcere. Stimați colegi, următorul proiect propus atenției dumneavoastră este cu numărul 41 din 01.03.2023. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, legea 514 din 1995 privind organizarea judecătorească, legea numărul 3 din 2016. Cât? 2016, procurator. 2016, corect, da. Ne-am dus cam departe. Cu privire la procuratură, lectura 1 prezintă doamna Stamati, vă rog. Stimate domnule președinte, stimați colegi, proiectul de lege a fost elaborat cu scopul de a reglementa acele aspecte ce țin de alegerea membrilor în cadrul CSM și CSP de către adunările generale respective și de a exclude situația de perpetuare a interimatelor sau vacanței funcției de membru CSM și CSP și a colegilor specializate care poate fi cauzate de neîntrunirea cvorumului necesar pentru ca adunarea generală să fie deliberativă. Astfel, proiectul de lege propune ca în cazul în care adunarea generală a judecătorilor sau a procurorilor nu a avut loc din lipsă de quorum, următoarea adunare generală să fie desfășurată în cel mult 2 săptămâni și quorumul să fie redus la o treime din judecători sau procurori.
De asemenea, proiectul de lege vine să reglementeze situația în care adunarea generală nu poate fi efectiv convocată din motivul expirării mandatului membrilor CSM-CSP, a lipsii de quorum sau în cazul declarării stării de urgență în condițiile legii 212 privind regimul stării de urgență, asediu sau război. În aceste condiții, adunarea generală a judecătorilor urmează a fi convocată și deschisă de către președintele sau președintele interimar al CSM sau CSP. În cazul vacanței funcției acestora, adunarea generală a judecătorilor se va convoca și se va deschide de către Ministrul Justiției. De asemenea, pentru a exclude riscul neîntrunirii quorumului necesar pentru petrecerea adunării generale a judecătorilor și procurorilor, se propune petrecerea adunării generale repetate în cel mult 2 săptămâni, fiind deliberativă dacă participă mai mult de o treime din judecători sau procurori în exercițiu. Și de asemenea se propune ca legea să prevadă expres faptul că procesele verbale privind rezultatele alegerilor în CSM și CSP și colegiile specializate se întocmesc separat de către Comisia Specială și se semnează de președintele și secretarul Comisiei. Și, deci cam asta este. Dacă sunt întrebări, vă rog. Vă mulțumim, stimați colegi. Întrebări la autor? Întrebări nu sunt. Vă rog, raportul Comisiei. Stimați colegi, Comisia Juridică, Numiri și Imunități a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. Prezentul proiect de lege are drept scop reglementarea aspectelor ce țin de alegerea membrilor în cadrul CSM și CSP de către adunările generale ale judecătorilor și procurorilor. În rezultatul dezbaterilor, Comisia Juridică, Numiri și Imunități, cu votul majorității membrilor săi, propune proiectul de lege numărul 41 din 1 martie 2023 spre examinare și adoptare în prima lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Întrebări la raport, stimați colegi? Întrebări nu sunt. Vă rog să luați loc. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului în prima lectură proiectul 41 din 01-03-2023, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, legea 514 din 1995 privind organizarea judecătorească și legea numărul 3 din 2016 cu privire la procuratură. Lectura 1, rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 41 din 01-03-2023, votat în prima lectură de 52 de deputați. Stimați colegi, următorul proiect propus atenției noastre este proiectul 300. Scuzați că noi am proiectul 384.
din 21.10.2022, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, legea 134 din 2008 cu privire la serviciul de protecție și pază de stat și legea 1111 din 1997 privind asigurarea activității președintelui Republicii Moldova. Suntem la lectura a doua, raportul comisiei, domnul Carp, vă rog. Stimați colegi, se propune spre atenția dumneavoastră raportul comisiei asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, numărul 384 din 21.10.2022, lectura deci a doua. Comisia deci a dezbătut sinteza amendamentelor cu decizia și vine cu decizia argumentată care este parte integrantă al prezentului raport. Astfel, având în vedere situația regională cu multiple riscuri, inclusiv la adresa securității naționale, fapt ce impune eficientizarea procedurilor existente prin fortificarea capacităților instituționale ale serviciului de protecție și pază de stat, Comisia a susținut cu majoritate de voturi amendamentele propuse de către deputatul Andrian Cheptonar de a completa prezentul proiect de lege cu prevederile noi ce reglementează optimizarea procesului de autorizare de către serviciul de protecție și pază de stat al introducerii temporare a armelor de apărare și pază, armelor de foc, automate, muniții, mijloace tehnice și speciale pe teritoriul Republicii Moldova de către însoțitorii delegaților străini care asigură securitatea demnitarilor străini aflați în vizită pe teritoriul Republicii Moldova. În rezultatul dezbaterii, cu votul majorității membrilor săi, Comisia se pronunță pentru adoptarea prezentului proiect de lege de către plenul Parlamentului în lectura a doua. Vă mulțumim, stimați colegi, întrebări la raport? Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Stimați colegi, supun votului în lectura a doua, proiectul 384 din 21.10.2022, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, legea 134 din 2008 cu privire la serviciul de protecție și pază de stat, legea 1111 din 1997 privind asigurarea activității președintelui Republicii Moldova. Lectura a doua, rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 384 din 21.10.2022, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, în lectura a doua, susținut de 54 de deputați. Vă mulțumesc. Cu permisiunea dumneavoastră, o să mai luăm un proiect. Proiectul 470 din 14.12.2022, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind regimul străinilor, legea 200 din 2010 privind regimul străinilor, legea 257 din 2013 privind resortizanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize de resortisanți, așa, raportul comisiei prezintă domnul Carp, vă rog. Stimați deputați, propun spre atenția dumneavoastră raportul comisiei la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind regimul străinilor, numărul 470 din 14.12.2022, lectura a doua. Inițiativa a fost elaborată în vederea uniformizării și
și specificării expresă cerințelor privind documentarea străinilor, clarificării, implementării prevederilor respective, facilitării documentării acestora și excluderii potențialului riscuri de corupție, precum și realizării propunerilor și recomandărilor CNA-ului cu referire la modificarea legii numărul 200 din 2010 privind regimul străinilor din Republica Moldova. În cadrul dezbaterilor pentru lectura a doua, Comisia a examinat obiecțiile și propunerile înaintate, iar decizia pe marginea acestora este expusă în sinteză, parte integrantă a prezentului raport. Proiectul de asemenea a fost supus redactării din punct de vedere al corecturii lingvistice și este propus în urma dezbaterilor de către Comisia de resort cu votul majorității membrilor săi în lectura a doua. Vă mulțumim, stimați colegi, întrebări la raport? Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Stimați colegi, supun votului proiectul 470 din 14-12-2022, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind regimul străinilor. Lectura a doua, rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 470 din 14-12-2022, proiect de lege pentru modificarea unor acte normative privind regimul străinilor, votat în lectura a doua de 53 de deputați. Vă mulțumesc! Stimați colegi, acestea au fost proiectele pe ordinea de zi de astăzi, atenție. Pe final avem o luare de cuvânt la solicitarea domnului Druță. Vă rog, vă invit la tribuna centrală. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, am așteptat 3 decenii votul de astăzi privind limba oficială a Republicii Moldova. Noi azi am făcut primul pas, dar sper că peste 2 săptămâni îl vom face și pe al doilea. Îmi pare foarte rău că colegii noștri din opoziție au dat dovadă de comportamentul pe care l-am văzut cu toții. Dar eu vreau să vă spun și să vă asigur că nu toată opoziția este așa. Noi am văzut astăzi partea cea mai agresivă, mai războinică a opoziției din Parlamentul Moldovei. Căci eu personal am vorbit cu mai mulți deputați din opoziție și eu am constatat că ei sunt de bună credință, ei știu că denumirea corectă a limbii noastre este limba română, ei mi-au mărturisit că acasă vorbesc în familie în limba română și o numesc limba română împreună cu copiii și cu toate rudele lor. De aceea eu, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să vă propun să încheiem altfel ședința de astăzi și să dau citire unui succint discurs pe care aș fi vrut să-l rostesc în timpul dezbaterilor. Cu permisiunea dumneavoastră, discursul meu este următorul. Stimate domnule președinte, stimați colegi, Sfânta Scriptură ne povățuiește că moartea și viața sunt în puterea limbii.
Istoria neamului nostru este poate cea mai bună dovadă a acestui adevăr veșnic. Cu aproape 2000 de ani în urmă, pe pământurile noastre au pășit misionarii creștini care au adus vestea despre Mântuitor povestite în limba latină. Drept mărturie sunt cuvintele de temelie ale limbii și credinței noastre, precum Dumnezeu, creștin, credință, păcat, iertare, biserică, sărbătoare și multe, multe altele. Limba i-a însuflețit pe străbuni în strădania lor pentru supraviețuire în viacuri de restrești. Antonio Bonfini, umanist italian din secolul XV, știa că străbunii noștri se trag din romani, ceea ce mărturisește până în vremea de acum limba lor. Și tot el scria: înnecați sub valul de barbari, ei totuși mai vorbesc limba romană și ca să nu o părăsească nici de cum, se împotrivesc cu atâta îndârjire încât îi vezi că luptă nu atât pentru păstrarea neatinsă a vieții, cât a limbii. Dar cum se numea limba strămoșilor pentru care ei luptau cu atâta îndârjire? Autorul versurilor imnului nostru de stat, preotul Alexei Mateevici, ne spune că limba noastră e limba sfântă, limba vechilor cazanii. Cea mai cunoscută dintre aceste cărți de predici sau povestiri care ne comentează textele evanghelice este cazania lui Varlaam, care de fapt poartă titlul Carte românească de învățătură din multe scripturi tălmăcite din limba slovenească, prelimba românească, de Varlaam, mitropolitul de țara Moldovei. Însuși domnitorul Vasile Lupu, în frumoasă sa precuvântare la Cazania, mitropolitul de la Iași, scria răzvidit: dintrucât s-a îndurat Dumnezeu, dintr-o milă sa de ne-au dăruit, dăruim și noi acest dar limbii românești, care prelimba românească, întâiul de laudă lui Dumnezeu, după aceea de învățătură și de folos sufletelor pravoslavnici. Și cazania mitropolitului Dosoftei, dar și toate scrierile sale duhovnicești, printre care trebuie pomenit neapărat psaltirea în versuri, tot prelimba românească au fost tipărite. După 1812, mitropolitul Gavril Bănulescu Bodone, sanctificat în zilele noastre de Patriarhia Rusă, a avut grijă să tipărească cărți de credință pentru biserica înstrăinată a Basarabiei, neapărat prelimba românească. În precuvântarea Bibliei de la Sankt Petersburg au fost înscrise aceste rânduri: dumnezeiască scriptura a legii vechi și a cei nouă, de pe tălmăcirea românească, care mai întâi s-au tipărit în Transilvania, iar acum s-au tipărit cu cheltuiala rosieneștii societății a Bibliei în păzita de Dumnezeu împărătească cetate, Sankt Petersburg, în anul 1819. Frații mei de limbă și de credință, acesta este adevărul curat despre denumirea limbii vechilor cazanii. Din nenorocire, în a doua jumătate a secolului XIX, guvernul țarist a promovat o politică de rusificare forțată a populației baștenașe a Basarabiei. Prin ucazuri ale țarului a fost interzisă predicarea limbii române în biserică, predarea limbii române în școală și folosirea limbii române în sistemul judecătoresc. În 1883 a fost închisă tipografia eparhială, fondată de mitropolitul Gavril Bănulescu Bodone. Sfânta Scriptură și cărțile bisericești tipărite în limba română erau sechestrate din biserici și mănăstiri, fiind distruse sau arse pe foc. O pustiire neagră amenința ființa națională din Basarabia, căci ce este viața unui popor fără limbă? Și doar rezistența preoțimii și a întregii populații băștenașe a făcut posibilă supraviețuirea ființei naționale. În 1905 a fost redeschisă tipografia eparhială, care a reluat tipărirea cărților de cult în limba română. La depărtare de aproape un veac, misia mitropolitului Gavril Bănulescu Bodone a fost preluată de arhireul Mihail Cechir, scriitor și pedagog neobosit, supranumit Salvator al Moldovenilor și apostol al găgăuzilor.
Printre ucenicii săi au fost personalități notorii ale mișcării de eliberare națională, precum preotul poet Alexei Mateevici, care avea să rostească la Congresul 1 al învățătorilor basarabeni aceste cuvinte de neuitat. N-avem două limbi și două literaturi, ci numai una, aceeași cu cea de peste Prut. Aceasta să se știe din capul locului, ca să nu mai vorbim degeaba. Noi trebuie să ajungem de la limba noastră proastă de astăzi numai decât la limba literară românească. Acest adevăr a constituit un îndemn la viață nouă pentru populația basarabii, eliberate de sub ocupația țaristă, dar și la rezistență în perioada ocupației sovietice. Acest adevăr nepieritor a însuflețit sutele de mii de participanți la Marea Adunare Națională din 27 august 1989, care au cerut într-un glas revenire la denumirea corectă a limbii noastre, limba română. Deputații primului nostru Parlament Democratic au consacrat pentru vecie denumirea limbii române în declarație de independență din 27 august 1991, care nimeni și niciodată nu are dreptul să o modifice. Iar în martie 1993, acești deputați au adoptat în prima lectură articolul 14 din proiectul noii Constituții, care prevedea limba oficială în Republica Moldova este limba română. Stimați colegi, astăzi noi am avut misia și onoarea de a face primul pas în desăvârșirea lucrului început de deputații Parlamentului Independenței. Pentru a reuși, noi trebuie să alungăm din această sală minciuna ideologică, discordia politică și interesul electoral. Fie ca adevărul despre limba vechilor cazani să pătrundă în inimile noastre ale tuturor, inclusiv în inimile deputaților din opoziție, inclusiv în inimile acelor deputați agresivi și războinici. Vă mulțumesc din suflet! Domnul Druță, vă mulțumim frumos. Stimați colegi, cu permisiunea dumneavoastră, anunț o pauză mai lungă, până mâine la ora 10. Seară bună!